Panaiti Strati Ciulinii Bărăganului Dedic această carte poporului României, celor 11.000 ai săi de asasinați de către guvernul român, celor trei sate, Stănilești, Băilești, Hudivoaia, rase cu lovituri de tun, crime săvârșite în martie 1907 și rămase nepedepsite. Panaiti Strati, martie 1928 Când sosește toamna, întinsele câmpii de țelină ale multeniei dunărene, încep să trăiască timp de o lună existența lor milenară. Aceasta începe chiar în ziua de Sfântul Pantelimon. În ziua aceea, vântul dinspre Rusia pe care noi îl numim muscalul sau crivățul, mătură cu suflarea lui de gheață în nesfârșitele întinderi. Dar cum pământul arde încă, înfierbântat ca un cuptor, muscalul își cam rupe dinții în el. N-are a face. Barza, care stă pe gânduri de mai multe zile, își țintește ochiul roșu asupra celuia ce o dezmiardă în răspăr și iată o plecată în ținuturile calde, căci ei nu-i place muscalul. Plecarea acestei păsări respectate, puțin cam temută la țară, ea aduce foc în plisc dacă-i strici cuibul care, așteptată de ialumițian sau de brăilian, pune capăt stăpânirii omului asupra gliei domnului. După ce a urmărit Barza în zborul ei până a pierdut-o din vedere, cojanul își să căciula pe urechi, tușește ușor din obișnuință și, gonind câinele care îi se vâră între picioare, intră în casă. Ia, vedeți, băieții aia să înceapă să adune uscături!" La aceste cuvinte, femeia și liota de copii tușesc și se înfioară la rândul lor, tot din obișnuință. Au plecat berzele? Plecat! Atunci, bărăganul ia comanda. O face mai întâi lăsându-se greu, ca un om care s-ar trânti cu fața la pământ și n-ar mai voi ni să se scoale, ni să moară. Un uriaș întins de când lumea peste toate țarinile pe care le arde soarele, între duioasa ialomiță și Dunărea Ursuză, bărăganul se află cât ține primăvara și vara în luptă vicleană cu omul harnic, pe care nu-l iubește și căruia îi refuză orice bunăstare, afară doar de aceea de a hoinări și de a urla în toată voia. De acolo vine și vorba cunoscută în toate țările locuite de români și care se adresează acelui a ce și îngăduie prea multe libertăți în public. iascultă ascultă-mă, ce, te crezi pe bărăgan? Căci bărăganul e singuratec. Pe spinarea lui niciun copac. Și de la un puț la altul ai tot timpul să mori de sete. Nici de foame nu te apără. Dar dacă cumva ești înarmat contra acestor două nevoi ale gurii și dacă vrei să te afli singur cu Dumnezeul tău, atunci du-te pe bărăgan. E ținutul pe care creatorul a hărăzit munteniei pentru ca românul să poată visa în voie. O pasăre care zboară între două lanțuri de munți e ceva demn de milă. Pe bărăgan aceeași pasăre urcă cu ea în zbor pământul și depărtatele lui zări. Întins pe spate, simți cum talerul pământesc se înalță spre zenit. E cea mai frumoasă ascensiune ce poate să o facă nevoiașul, lipsit de toate. De aici vine și faptul că locuitorul bărăganului, ialomițianul, e o ființă oarecum tăcută. Și cu toate că știe să glumească și să facă haz când ni se dă prilej, îi place mai mult să asculte cuvincios. O face pentru că viața lui e grea și el nădăjduiește mereu că cineva va veni poate odată să-i arate cum ar putea să muncească mai cu folos pe îndărătnicul lui de bărăgan. Visări, gânduri, înălțare și pântec gol. Iată ce dă gravitate omului născut pe bărăgan, această pustietate care ascunde apa în strefundul ei și unde nimic nu răsare de la sine, nimic în afară de ciulini. Nu e vorba de acei scaieți care cresc ca păpușoiu și fac o frumoasă floare liliachie, ca un pămătuf, al cărui pufușor fetele îl tund în seara de Sfântul Toader, cântând. Codițele fetelor cât codița iepelor. Ciulinii de care vorbesc aici apar de îndată ce se topește zăpada, sub forma unei ciuperci, un zbârciog. În mai puțin de o săptămână, dacă e cald, ei năpădesc pământul. Asta e tot ce bărăganul poate să îndure pe spinarea lui. Mai îndură și turmele de oi, care sunt lacome de acest ciulin, și îl pasc aprig. Dar cu cât îl pasc, cu atât crește, se rotunjește mereu și ajunge să atingă dimensiunile unei damigene mari. Atunci oile nu-l mai pasc, îl lasă în pace, căci înțeapă groaznic. Știe să se apere buruiana dracului. Ca și buruiana omenească, cu cât e mai netrebuincioasă, cu atât știe să se apere mai cu înverșunare. Dar ce siguranță avem noi despre ceea ce e trebuincios sau netrebuincios pe pământ? Atât timp cât lomițeanul se zbate, se încăpățânează să smulgă țelinei un căuș de porum sau câțiva cartofi, bărăganul nu e interesant. Nu e un loc de vizitat, e sucit, ca o femeie îmbrăcată în zdrențe, ca o mahala joaică împodobită cu diamante. Pământul n-a fost dat omului numai cu scopul să-i umple burta cu mălai. Mai sunt și colțuri herăzite reculegerii. Ăsta e bărăganul. El începe să domnească îndată ce omul harni se retrage în coliba lui, îndată ce ciulinii înțeapă rău și când vântul dinspre Rusia se apucă să sufle cu temei. Asta se întâmplă prin septembrie. Poți vedea atunci, din depărtare în depărtare, un cioban care stă cu spatele întors spre noapte și întârzie cu turma. Nemișcat, sprijinit pe băta lui, vântul îl clatină uneori, de parcă ar fi un copac. În jurul lui, atât cât privirea poate să cuprindă roată, nu mai vezi decât ciulini, nenumăratul norod al ciulinilor. Plini, stufoși, ai zice că sunt niște oi cu lâna de oțel. Nu mai spini și sămânță, sămânță răspândită pe pământ, ca să crească ciulini, nu ciulini. Ca și ciobanul, la fel se clatină și ei, căci în turma lor compactă, muscalul suflă mai cu îndârjire, în vreme ce bărăganul ascultă, iar cerul de plumb strivește pământul, în vreme ce păsările se dau peste cap în văzduh, risipite de vijelie. Așa o săptămână întreagă suflă, ciulinii rezistă, îndoindu-se în toate chipurile, cu bumbuzul lor fixat pe o tulpină scurtă, nu mai groasă decât degetul cel mic. Ei mai rezistă încă puțin, dar ciobanul nu. El lasă în plata domnului strășnicia domnului și se întoarce acasă. Noi spunem atunci, țipenie, nu mai vezi om, e numai bărăganul. Și, Doamne! ce frumosie! Cu tot avântul de care armăsarul său e în stare, Crivețul galopează în împărăția ciulinilor, răscolește cerul și pământul, amestecă norii cu pulbere, ucide zburătoarele și iată-i porniți, ciulinii! Plecați să semene netrebnica lor sămânță! Mica tulpină se frânge pognind cosită la rădăcină. Bumbuzele spinoase încep să se rostogolească mi și mi. E marele pohod al ciulinilor care, Vin Dumnezeu știe de unde și se duc Dumnezeu știe unde, spun bătrânii privind pe fereastră. Nu pleacă toți deodată. Unii o șterg la cea din tâi suflare furioasă, adevărată puzderie de oi cenușii. Alții par să țină piept, nu vor să se lase, dar ceilalți dau năvală peste ei, îi agață în goană și târăsc. La un moment dat îi vezi încălcindu-se, formând mari purcoaie ce se rostogolesc cu greu, până ce crivățul se repede odată cu furca lui, îi spulberă în văzduh, îi face să joace o horă îndrăcită și apoi iar îi împinge înainte. Atunci să te duci să vezi bărăganul. Ai zice că bărăganul se cocoșează, se întinde după voință, bucuros de toată lumea asta de ciulini, care se dă de-a berbelea cu pespinarea lui, pe când crivățul suflă turbat. Uneori, în clipe de liniște, bărăganul parcă își reține suflarea, ca să simtă cum trec fugulița trei ori patru ciulini, ca niște buni tovarăși se ciocnesc unul de altul și se întrec în glumă, dar repede se pun în rând și o pornesc cot la cot Spre sfârșitul vejeliei vin singuratici. Sunt cei mai iubiți, fiind cei mai așteptați. Fie că tulpina lor n-a fost destul de uscată ca să se rupă de la început, fie că vor fi avut nenorocul de a se fi înțepenit un timp în cine știe ce șanț, fie, în fine, că o ceată de ștrengari a urmărit și oprit în drumul lor, ei sosesc cu întârziere sărmanii și vezi cum se perinde izolați, rostogolindu-se ca niște cocolașe de omuleți grăbiți. Văzduhul și tot bărăganul îi privesc. Sunt ciulinii singuratici, adică cei mai iubiți. Apoi, orice viață se oprește brusc. Desfârșitele întinderi sunt curățate ca les pe zile unei curți prin ciare. Atunci bărăganul se învăluie în cojocul lui de iarnă și se pune să-i tragă un pui de somn care ține șase luni. Dar ciulinii? Ei își continuă povestea. E o poveste cum nu s-a mai pomenit, pentru că e a pământului nostru românesc. Dar mai bine să o iau de la început. Cu toate că zbăltăresc de la lătenii de la Borcea, fata asta a Dunării care cutează să se măsoare cu maică sa nu se lomițean de baștină. Părinții mei olteni amândoi, săraci ca Iov, au plecat în lume când aveam numai doi anișori. Și ce să o mai lungesc? După nesfârșite pribegii prin nu știu câte județe, își aruncară de sagii și pe mine, care eram cât o ciubotă, în cătunul ăsta care se oglindește în borcea. Poate să vi se pară ciudat, dar așa Părinții mei nu erau oameni să se lase mânați la munci grele ca vitele la tăiere. Mai ales tata, un zăpăcit, care era în stare să cânte din fluier până că de-a jos leșina de foame. Și la lăteni, Măcar aveam pește la îndemână. Aproape că sărea singur în tigaie, ca să zic așa. Judecați și dumneavoastră. Primăvara și toamna, borcea acoperea cu apele ei gălbui sute de hectare înțelenite. Și în pânza asta nesfârșită de apă, crăpceanul, carasul, știuca, mișuna un așa hal, că până și pisicile se giftuiau pe malul bălților. Se pescuia atunci cu cazanul. Mană cerească ce mai! Bărbați, femei și copii goi până peste genunchi, cu trai sa după gât, se împrăștiau întregători, înaintând cât mai încet cu putință pe câmpul înecat, fiecare cu un cazan vechi desfundat la el. Apa nu trecea niciodată de genunchi. Bălăcind, peștele se izbea de picioarele noastre, dar era albitură, și noi umblam după del mare. Știam că ăstui îi place să muște la rădăcina plantelor al căror creștet răsărea din apă. Stăteam neclintiți cu ochii ațintiți asupra lor. Îndată ce vedeam ceva că mișcă, plaf, propteam cazanul la fund. Auzeam peștele zbătându-se între pereții vasului. Nu mai aveam decât să-l apucăm cu mâna și să-l vârâm în traistă. Tare trebuia să fi neîndemânatic ca să-ți cape. Tatei însă îi scăpau regulat și puștanii făceau mare haz. Râdeau de el, îl luau în bășcălie. Nu se sinchisea. Continua să se arunce cu cazanul peste toate buruienile din jur și de le vedea mișcând și de nu. După un ceas de pescuit ne întorceam acasă cu traista doldora de pește. Tata n-aducea nici măcar un chitic. Și când vedea asta, mămuca, bună cum era, îl sfătuia să stea mai bine acasă, să pună la sărat pește, să facă de mâncare, să spele rufe și să mai cânte din fluier. Asta mă umilea de dădeau lacrimile. Un bărbat nu spală rufe, nici nu gătește. Dar tata nu avea nimic bărbătesc în el. Era blând ca o femeie, cu mustăți mari și negre și cu niște ochi adânci și galeși pironiți într-una pe fluierul lui, din care... Cu degetele nuduroase, scotea melodii duioase care răsunau până departe și făceau câinii să latre nopțile amuțite. În schimb, când îți făceau un borș sau o plachie de pește, sau când spăla rufe și cele mai bune gospodine, puteau să vină și să ia lecții de la el. Dar tot rădeau de el, pentru că unui bărbat nu-i stă bine să facă treburi muierești. M-aș fi bătut atunci cu satul întreg pentru că bietul tată meu nu lua niciodată în seamă vreo înjurătură și le îndura toate în tăcere. Surâdea ușor, se îndrepta spre borcea cu căciula lui suguiată, veșnic dată pe ceafă, cu nădragii rupți, totdeauna scăpați de sub curea, târșiindu-și opincile, cu gâtul lung și cu minunăția lui de caval, de care nu se despărțea niciodată, să se răzbune pe viața asta păcătoasă și atât de jalnic de frumoasă câteodată mă luam după el. Pe ascuns uneori că îi plăcea să fie singur. Ci în care tăcerea se amesteca cu mirosul nămolului, îl bănuiam șezând pe un trunc de salce desrădăcinată. Și după un cântec de jale de suflarea, îi auzeam glasul ușor și melodiozii când încetișor cântecul nostru de neuitat din țara oltului. Foaie verde de-a vrămeasă, ila, ila la au plecat olteni la coasă, au rămas oltencile și au umplut cârciumile. Da, oltenii totdeauna plecau la coasă sau la alte nenumărate munci, lăsând oltencile să umple cârciumile. Lucru nu tocmai adevărat și tata, în orice caz, nu se ținuse de vorba cântecului. Își luase olteanca cu el și mă luase și pe mine comoara lui. Din cauza asta mama ținea mult mult de tot la el. Îmi spunea când mergeam la pește și vedeam varicele groaznice, întrebându-o: De ce lasă în seama tatei treburile cele mai ușoare? Pentru că mi-e drag, copilul meu. Dumnezeu l-a făcut cu mie și mi l-a dat de bărbat. Nu-i vina lui, săracul. Și uite, așa trăiam noi la lătenii. Aveam pe atunci nouă ani. Mă duceam totdeauna la pescuit cu mama, care niciodată nu zicea că e obosită, fie că era pe vremea apelor mari, când venea crapul să-ți bată în poartă, fie în celelalte luni ale anului, când trebuia să te duci după el în borcea. Aici nu mai era vorba de pescuit cu cazanul. Aici pescuiau cu chipcelul, cu prostovolul, cu plasa sau cu vârșile, și uneori chiar cu nevodul, mai mulți pescari la oaltă. Trebuia să o vezi pescuind pe femeia asta ca să-ți dai seama ce înseamnă o olteancă care și iubește bărbatul. Mai ales când arunca prostovolul roată, cu mânecile suflecate până la umeri, cu fusta sumesă sus de tot, cu părul strâns bine într-o basma, cu ochii, gura, nările adulmecând nesfârșitul bălților, ai fi zis că s-a pornit să scoată tot peștele din borcea. Halal nevastă! strigau pescarii văzând-o dar noi tot în sărăcie lucie rămâneam. Păcat de o steneală să te spetești muncind pe lumea asta. Munca nu duce la nimic bun. În timp ce pescuiam, îmi scoteam și eu partea mea de pește. Tata acasă săra de zor, umplea butoaile, zvânta peștele care prinsese sarea și îl potrivea pentru vânzare. Vânzare! Să vă ferească Dumnezeu de așa vânzare! 5 până la 10 franci suta de kilograme de pește, vândute cu toptanul la negustori hrăpăreți. Și încă era mulțumit să-l putem da, pentru că nu mai știam ce să facem cu el. Nu mai încăpeam de el, se strica și se împuțea după ce ne bălăcisem în mațele lui până la glezne la pusul sării. Da, 5 până la 10 franci suta de kilograme. Numai pentru stat munceam, să putem cumpăra miile de kilograme de sare. Pentru noi nici măcar de oțoală sau de mălai nu ne ieșea. Și tot peștele ăsta care se strica și trebuia să-l aruncăm în borcea, de unde mama îl scosese cu atâta bărbăție și cu atâta nădejde pentru o viață mai bună. Nu, într-adevăr, vorba din popor. Bună țară, rea tocmeală, un cur de rânduială. Asta era. Țară bogată, prost alcătuită și rău guvernată. Știa și mama asta, ca tot țăranul român. Nuși de viață rătăcitoare, de la un cap al munteniei la altul, i-a avusese de mii de ori prilejul să simtă cât de nenorocită era viața locuitorilor ăstora, care, departe de orice gârlă și prea săraci ca să-și poată cumpăra carne, nu trăiau decât cu mămăligă și cu zarzavaturi, în timp ce milioane de kilograme de pește zăceau și se stricau, bune de aruncat, pe tot lungul sutelor de kilometri pe care îi parcurge Dunărea cu brațele și afluenții ei. Dar cum să transporti mana asta cerească când trei sferturi din țară n-are drumuri, astăzi, ca și acum o mie de ani? Mama a avut atunci o idee pe care s-a apucat să o îndeplinească, fără să ne spună, și nouă ceva silindu-se pe ascuns să facă economii, îndopându-ne cu pește și numai cu pește un an întreg, rare ori câte un boț de mămăligă și mai rar cu o bucată de pâine, a reușit să strângă o sută de franci, cu care a cumpărat de ocazie o mărțoagă și o căruță cu patru roți, dintre care două șobre de rău, gata să cadă. Uite, i-a spus ea tatăi, o să vă duceți amândoi, tu și cu băiatul, cu asta, să bateți satele și să vindeți pește sărat. Cu asta? Oftă tata galben la față. Să străbat bărăganul cu asta? Măsură din ochii gloaba jigărită, harabaua prăpădită. Vrei să mergi cu mine, puștiule? Făcu el hm, Mai încape vorbă Nu numai că voiam Eram încântat Să vezi bărăganul, pământul ăsta fără stăpân Era obsesia oricărui copil Și mai ales Să pot în sfârșit și eu Să alerg după ciulini Despre care prietenii mei îmi povesteau minunății Să alerg și eu pe urmele norilor de praf Purtați de vânt De ce să nu încercăm? făcu eu serios, stăpânindu-mi bucuria. Ce avem de pierdut? Pă dracu! Calul mai întâi pormă căruța și pormă și pe noi, o să ne înghită bărăganul. Să ne înghită bărăganul? Mă trecu un fior. Da, da, voiam. A doua zi în zori porneam, luând cu noi cele de trebuință, adică mai nimic mămuca noastră bună, plânsă, prăpădită, parcă ne-ar fi trimis la moarte, ne însoți până în pragul bărăganului, până dincolo de șoseaua care duce de la Brăila la Călăraș, ferindu-se de pustie și ținând mai pe lângă malul Borcei. Acolo ne sărută, cu fața numai lacrimi, brăzdată de zbârcituri, cu toate că n-avea încă 35 de ani. Mângâie și calul pe care n-avea să-l mai vadă și zgâlții și una din roțile căruței, să încerce slaba ei rezistență. Nici căruța n-avea să o mai vadă vreodată. În dimineața cețoasă, cenușie, siluetele noastre negre parcă se lipeau pe pustiul apropiat, iar corbii croncă neau pe cerul de vară ploioasă. Cu căciula în mână, tata apucă hățurile de frânghie și-și făcu semnul crucii. Doamne ajută! Să vă ajute Dumnezeu! și bărăganul ne înghiții. Dar tata, fără să se sperie, dădu drumul din caval unor sunete sfâșietoare pe cuvintele. Au plecat tolteni. Și-am lăsat-o pe biata mamă, pe care n-aveam să o mai vedem vreodată. 300 de kilograme de pește grămădite în coada căruței Terezia pentru cântărita târnată de coviltir, un sac cu mălai, un ceaun pentru fiert mămăliga, o pirostrie, o desagă plină cu ceapă, două velințe, un săculeț pentru strâns gologani și o bâtă zdravănă, ca să ne apărăm de-o fi nevoie. Asta era toată averea noastră. Mergeam pe jos pierduți, ca pe o mare, între cer și pământ. Calul venea după noi tușind. Dacă n-ai fi vrut să vii și tu, n-aș fi plecat pentru nimic în lume. No. Era prima vorbă pe care mi-o spunea tata, așa, deodată, în plină singurătate. N-am să uit până la moarte. De atunci mă tot urmărește și o să mă urmărească cât toi trăi. Va să zic că răspunzător de toate astea eram eu, băiatul de 14 ani. De n-aș fi vrut, dar aș fi putut oare? Fără să-i răspund nimic tatei, care de-al vorbisei vorbise ca să nu tacă, am trecut în urma căruței, de unde vedeam pe dedesubt copitele calului înfigându-se în țărâna nisipoasă, copite bătrâne și păroase care se ridicau și se lăsau cu greutate, în timp ce între osii, se legăna o donicioară cu păcură pentru uns. Le-am văzut toate astea într-o clipită și, îndată după aceea, parcă am trecut în altă lume. Răsărea soarele pe neașteptate, arunca peste singurătatea noastră gerbele lui de raze orbitoare. Miile de ciulini întunecase o umplură de diamante violacee pe care mă duceam să le pipei cu degetele sau să le cule cu vârful limbii, în timp ce tata și căruța se îndepărtau încet întorcând spatele răsăritului. Chiți ca nevăstuici, dihori fugeau înspăimântați, aproape tot atât de mulți ca lăcustele și îmi părea rău că nu luasem câinele ce s-ar mai fi ospătat el cu vietățile astea, că era și lui lehamite de a mânca numai pește, ca și stăpânii lui. Și apoi aș fi avut în el un tovarăș bun, cum avea tata în fluierul lui. Dar mama ne sfătuise să ne lipsim de el, pentru că i-ar fi curs balele văzându-ne mâncând mămăligă, cu atât mai mult cu cât tata avea somnul ușor și că pe bărăgan nu se afla penie de om, cu atât mai puțin făcători de rele. Cu toate astea, ce bine mi-ar fi prins ursul! Eram setos de solitudine și de călătorii lungi, dar cu un tovarăș să-mi placă. An de rândul martor neputincios, țintuit la pescuitul meu, priveam la plecarea tovarășilor mei, galopând cu crivățul și cu ciulini în frumoasele noastre luni de septembrie. Unde se duceau? Ce se alegea de ei? Ce vedeau? Unii dintre ei nu se mai întorceau acasă. Se spunea, cu tare s-a pierdut. Altul ajunsese până la nu știu ce rudă înstărită care îl înfiase. Cum e asta? Cum te pierzi și cum te înfiază cineva?" Din pricina asta primisem fără vorbă să-l însoțesc pe tata. Voiam să alerg și eu cu vântul și cu ciulinii, să alerg, să scap de apa asta care făcea să împutrezească picioarele, de peștele pe care îl strângeam de pomană. Acum uite!" Ciulinii erau aici, la picioarele mele, frumoși ca niște merișoare dolofane, mulți ca stelele, cărnoși, plesnind de sevă, dar nemișcați. Nu se clinteau din loc, pentru că eram la începutul lui August. Alerga voi cu ei peste o lună? Afla voi încotro te mână unde se duc? Știam că cei mai mulți sfârșesc rozind în foc, în cine știe ce sobă. Dar ceilalți? Cei care nășteau legendele? Ce țări arăta vor ei privirilor unui băiat? Cum fac ei de schimbă soarta unora? Ah, cât aș fi vrut să stau de vorbă cu unul care să-mi povestească aiureli, să mă mintă, dar să-mi dea ghes la visat, la cutezat. Și ciulinii nu erau decât vis și îndrăzneală, invitație la a schimba ceea ce ai pe ceea ce ai putea avea, fie și tot ce cei mai rău, pentru că celor cărora le e dragă lumea întreagă, nimic nu-i mai rău decât statul pe loc. Noștri de copii, bărăganul despre care spunea că nesfârșit, însemna tot pământul. Era pustiu, era sterb, plin de primejdi, știam asta. Totuși, Matei, feciorul lui Moș Broșteanu, cu a plecat într-o bună zi, și nu s-a mai întors și a ajuns unul dintre cei mai mari marchitani din București. Mărturisesc că nu visam la nicio mărire. Visam atât. Mă revolta peștele împuțit, toropea la bălților nămoloase și chiar și părinții mei mă revoltau, pentru că aveau aerul că vor să-mi lase moștenire soarta lor amărâtă. Alta mai jalnică nici nu știam, și nu-i uitam pe găzari, la care și pâinea pe care o mănâncă ia mirosul mărfilor. Dar ei cel puțin mănâncă pâine în fiecare zi, pe când noi numai o duminică din patru. Și când te gândești că ajungând la borcea, părinții mei fusese refericit să constate că e pește din belșug. Aici cel puțin e pește! strigau ei când voiai și când nu voiai într-adevăr. Era atâta că până la urmă ne-a pe tata și pe mine, iar pe mama a omorât-o. Se împlinise săptămâna de când nu văzusem chip de om, când, dând drumul spre Mărculești, care taie bărăganul de sus în jos, tata zise. Ei, nu se mai poate să mergem cu tot peștele ăsta. Trebuie să ne descotorosim de o parte din el. Cum? Să-l aruncăm? Nu chiar, dar aproape. Drumul ăsta e foarte umblat. O să încercăm să-l vindem țăranilor care se duc la culesul porumbului. Cu 10 franci, 50 de chile, sunt bani găsiți. Mă gândeam la socoteala făcută de mama. O să-l vindeți cu 40-50 de bani kilo, Așa că după primul drum scoateți și calul și căruța și un câștig mic pe deasupra. Puteam acum să prezic ce aveam să scoatem din acest prim și ultim drum, doar uitându-mă în ochii stinși ai calului și la fața groaznic de subtă a tatei. Cât despre căruță, nu era nici cea mai brează. Câteva zile de arșiță încă și nu o să mai fie nici decât un morman de lemne și de fiare. De acum două zile roțile nu se mai țineau decât pe cârpăceli și calul cădea la fiecare o sută de pași, împleticindu-se. Îl puneam pe picioare ridicându-l de coadă. Dar străbaterea bărăganului în felul ăsta îl cufunda pe tata într-o muțenie din zi în zi mai îngrozitoare pentru mine, o muțenie care mi-amintea de cuvintele lui din dimineața plecării. Tare aș fi vrut să dispar, să scap de-a binelea. Era înfiorătoare tăcerea asta a tatei, la fel cu a bărăganului, pe care nu o decât strigătele ascuțite ale hultanilor și vulturilor pleșuvi, care săpau cuiburile în șirul nesfârșit de dealuri ce se profilau în depărtări. Apariția păsărilor răsura de pradă mă silea să nu mă despar de tata niciun pas măcar. De vultur nu mi era teamă, că fricoși și se mulțumesc să sfâșie câte un stâr zvârlit la margine de pășune, dar mi era teamă de hultani, despre care se zice că atacă turmele de oi și câteodată își facă miei în gheare. Pentru că, alături de un tovarăș mai voios și înarmat cu o pușcă, aș fi descoperit în mine un suflet de haiduc, visând la primejdi și isprăvii de vitejie. Dar, Doamne, ce trist este să te măsori cu bărăganul, unde totui vitejie și primejdii, alături de un om pe care viața zdrobise. Ținându-mă scai de el, străbătând un infinit locuit de basme, mă întrebam adesea. Cine era tatăl ăsta al meu, pe care, în afară de fluierul lui, nimic nu-l interesa? Nu-l văzusem sărutându-o pe mama niciodată, și pe mine nu mai rare ori mă mângâiase, cam pe când ne așezasem la lătenii. Nu știam despre el mai mult decât știam despre calul nostru, poate mai puțin chiar. Și iată în ce jalnică tovărășie am cuteza la 14 ani să plec în haiducie, în regatul ăsta legendar al ciulinilor. Era pe la amiază când am poposit pe drumul mărculeștilor. Calul, lăsat în voie, mergea împleticindu-se în dreapta și în stânga, păscând iarbă, dar prea însetat, căzulat și nu se mai mișcă. Încercarăm să-l punem pe picioare, să-l ducem la un puț a cărui cumpănă se zărea departe la marginea drumului, dar n-a fost chip și a trebuit să ne ducem să aducem apă și să-l adăpăm acolo. Apoi am înfulecat și noi, ca de obicei, la umbra căruței, o mămăligă zdravănă și veșnica saramură de pește cu niște afurisiți de ardei iuți. Tata mâncând era într-una cu ochii în zare, cu nădejdea să vadă ei vindu-se vreo căruță de țăran. Chiar se ivi către sfârșitul mesei o trăsură frumoasă în trapul mare, ridicând un nor de praf butucii roților sunau ca niște clopoței. Doi telegari voinici cu hamuri scumpe o trăgeau zburdând în ham. Era un țigan pricopsit, unul dintre acei rotari fierari care au pământuri frumoase și mănoase, muncite de cojani, ca de-al de noi. <tri> Strigă el oprind cu aer de geambaș fanfaron, zgâind niște ochi care voiau să arate fioroși și rânjind cu toți dinții albi ca laptele. La această semeție, tata lăsă umil capul în jos. Ei, bună ziua, măi, români! Ce aveți de vânzare? Pepeni?" Nu, pește îndulcit." Ei, ce fel de pește?" Ciortan." N-are viermi ciortanul tău?" De o avea, nu o cumperi." De ce l-aș cumpăra? Ce, parcă îl mănânc eu?" <hia> Și zicând vorbele, astea coboră legă hățurile de o roată și începu să scotocească prin căruța noastră. Răsuci peștele pe toate fețele, îl desfăcu la urechi, îl mirosi, mușcă din el chiar, apoi spuse. Încă n-au viermi ciortanii tăi, nu mai țin. Cât ai? Trei sute de chile. Cu cât îl dai? Zece franci 50 de chile. Să scap de el. Și dacă ți-au -ți jumătate, lași mai ieftin? Niciun ban mai jos. Făcu tata dezamăgit. Atunci țiganul, umflându-se în pene, strigă. De ce ești prost, bă? Unde crezi tu că ai să vin peșele cu harabau asta și cu mortăciunea de gloabă? Și zicând asta, dădu una cu ciubota în spinarea calului, care tot întins pe jos stătea. La asemenea mărșăvie, tata strânse fălcile, apucă răteveiul și se apropie de zigan, care se trase îndărât spre trăsură. De ce dai în vită cioroi împuțit? Ce, ce te-am rugat eu să-mi cumperi peștele? Ți-am dat măcar ziua bună? Când ți i pocni una cu bâta asta, un te-a miruit popa?" Alb la față țiganul se făcu mielușel. Ai dreptate, nene, da' de, n-aș mai fi țigan dacă n-aș face de-astea." Prost nărav să faci totdeauna pe grozavu. Hai, uite mojicia și vin să te cinstesc cu o țuică. După aia o să cântărim 150 de chile de ciortan la prețul la care ai zis. Tata cugetă o clipă, apoi primi o țuică și chiar mai multe. Avui și eu partea mea. Am cântărit apoi 15 ori 10 chile cântăreală cinstită. Cu 30 de franci vârâți în teșchereaua tatii, mai băură o țuică și se despărțiră destul de prietenește. Și căruța ușurată pe jumătate de povară își reluă în amur drumul abia ghicit prin Bărăgan n-a mers mult, o poștă. Mereu pe urmele soarelui. Dar ne-au trebuit două zile și mai bine să facem drumul ăsta. În așa hal erau și calul și căruța. Apoi s-au prăbușit, așa, dintr-o dată, în arătură. Căruței îi căzură dintr-o dată trei roți, care se făcuseră rățăndări și coviltirul se desfăcu răsturnându-se. Și calul își dăte sufletul când a sfințit soarele aurind pustiul, rămășițele căruței și fețele noastre întristate. Bietul animal își găsi sfârșitul fără nicio suferință, fericit poate să i sprăvească odată cu toate astea. Scoțându-și căciula și uitându-se la el, tata zise, Martor mie Dumnezeu că nu l-am făcut să sufere. Trei bătăi de pușcă am alergat să-i car apă, iarbă nu i-a lipsit și bici nici n-am. Dacă a murit de mâinile mele, Dumnezeu să mă ierte, dar nu-ți vinovat. Făcu semnul cruce și în îngenunche cu fața la răsărit, de unde pornise fără nădejde. Am petrecut noaptea lângă calul mort, multă vreme fără să scoatem o vorbă, înainte de a adormi în cântecul dureros al greierilor. A doua zi în zori, corbia părusără, dântârcoale și croncănind îngrozitor. Ne depărtarăm în grabă de stârv și de celelalte. Tata puse la fiert o mămăligă mare peste drum, umplu cea unul cu pește și făcu o desagă din sacul de mălai aproape gol și umplu și bota cu apă. Eu m-am încărcat cu velințele și cu pirostriile. Pornind la drum, tata, ca și la plecarea din lăten, zise, Doamne ajută! Mama nu mai era să ne răspundă și nici din caval nu mai cântă. În ziua aceea către amiază, când apucaserăm pe drumul călărașilor, Început să bată un vânt puternic dinspre baltă. Iată și băltărețul, făcut tata. ăsta e vesitorul crivățului. S-a isprăvit cu vara. Și-acuși-acuși, dacă o să detragă inima, ai să poți să alegi după ciulini. Și văzându-mă privind la ciulini, ca un apucat, adăugă. De-al minte știu că asta te-a împins în gura bărăganului. Acum, când ne-a ajuns nenorocirea, am putea să alergăm împreună. — întoarcem la Lăteni? L-am întrebat. — Mergem mai întâi la Călăraș. E capitală de județ și cântecul zice... Negustor, negustoraș, hai la târg la Călăraș! Bietul tata, om de treabă, încerca să-și descrețească puțin fruntea. I-am sărutat mâna repede și el m-a mângâiat pe obraj. — Să uităm necazul, băiatul meu! Pe lumea asta ne aflăm ca să-i spășim. așa e viața. Dar Dumnezeu vede. După două zile de umblat pe un drum în sfârșit bun, ajunserem la Călăraș, unde Borcea se supăra pe Dunăre și o ia razna pe 150 de kilometri, până la Hârșova, unde intră iar la matcă. Pentru prima dată la Călăraș am aflat ce ia un oraș, cu drumuri pietruite, cu case zidite peste alte case și cu lume multă care se înghesuia ca la bâlci. În curțile bogaților erau stive mari de lemne de fac sau de salcie, tăiat în stânjeni și, văzând asta, tata a cumpărat un ferăstrău și un topor. A făcut o capră și iată ne strigând prin fața curților ăstora pline de lemne. Tăietorii! Tăietorii! Am fost primiți bine peste tot și munceam pe oricât, totdeauna cu toptanul. Tata cerea de două ori cât făcea, pentru că, zicea el, bogații se tocmesc ca țiganii, dar până la urmă tot ajungeam la învoială. Și bietul tata suda rău de tot, din zor și până în noapte. Asudam și eu, că l ajutam pe cât puteam. Și am ajuns așa să câștigăm una peste alta cam până la zece franci pe zi, lucru nemaipomenit. Trebuie băiatul tatii, zicea el, trebuie să aducem acasă suta de franci care zace în bărăgan acum, că altfel moare mai ta de supărare. Așa că trăgeam voinicește la ferestrău, mâncând pâine și brânză. Pâine! Ce bine îmi că puteam să mănânc pâine, cozona cu curat, față de veșnicul nostru pește de la lăteni. Seara frânz de oboseală ne ospătam cu sarmale bune la un birt de lângă oborul de cereale, unde birtașul îi cunoștea pe ai mei și ne lăsa să dormim fără plată într-un colț în șură. Dar tata, ca să nu pară prea calic, plătea în fiecare seară un chil de vin. Și așa, într-una, o săptămână întreagă. Încă una, lucru ne aștepta și am fi apucat drumul lătenilor să-i ducem mamei banii. Era o mulțime de cojani cu căruțele, gata să ne ducă până la fetești sau și mai departe încă. Și ne-au și dus, am plecat fără să începe măcar a doua săptămână de lucru, dar nu ca să ne ducem la maică mea, că ea murise. Nu bănuiam nimic atunci seara la Han când a intrat Gavrilă spânul din făcăieni, plin de praf cu biciul pe brat și spunându-i tatei, în felul lui glumez din totdeauna. Vrea să zic așa, mărine, tu te umfli de sarmale și anica ta... Da, știu, făcut tata stringându-i mâna. Știu, Anica ne așteaptă cu nerăbdare, dar ne-a nenorocirea pe-a furisitul ăsta de bărăgan. Ia stai jos și mai povestește-ne cum merg lucrurile pe acasă. Gavrila se așeză la dreapta mea, se uită cam ciudat la tata, care ședea în fața lui, scoase căciula și scuipă pe jos. Adă-mi o cinzeacă de țuică!" strigă el către hangiu. Apucând soiul, ridică fără să spună o vorbă brațul și picură câțiva strop pe dușumea. Văzându-l, tata apucă paharul de vin și vreau și el la rândul lui să lase să pice. Dar rămase cu ochii pironis la Gavrilă, parcă l-ar fi întrebat. La cine te gândești? Omul nu răspunse, privi piezi spre mine, își suci mustața și îl văzui făcându-i tatei un semn din sprâncene. Am priceput și izbucni în lacrimi. Atunci ușurat, Gavrilă povesti pe scurt, în timp ce eu plângeam în pumn. Da, 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 s-a stins beata femeie. o nțepătură în deget cu nos, pe când spânteca un pește. Un fleac, ai fi zis, o zgaibă. Dar nici opt zile s-a înveninat. A venit atunci la mine, la Făcăieni, cum a doua zi trebuia să plec cu încărcătura la călăraș. Nevastă mi-a culcat-o la noi și, când se crăpa de ziua, trebuia să pornim la drum. Tot timpul s-a văitat, n-a închis un ochi. Alaltă seară am ajuns aici și drept în poarta spitalului am oprit. În timpul nopții și-a dat sufletul. Ieri au tăiat-o și-au înmormântat-o. Și după o pauză, omul adăugă. Anica va ruga să o iertați și va ierta și ea pe voi. Dumnezeu să o ierte, zise tata bărsând câțiva stropi de vin. Ai, la toți ne vine rând într-o bună zi! Încheie Gavrila. Și strecură lângă farfuria tatei o basma făcută gem. Am recunoscut basmaua roșie a mamei, cu care se lega la cap când mergeam la pescuit. Și Gologani?" făcu el, vă pe franci, mi se pare, așa zicea. Cu privirea rătăcind pe masă, tata murmură. Bărăgan blestemat și peștele ăsta blestemat. Doamne, tare greu să urci până la capăt golgota asta vieții. — ei țărna ușoară, zise Gavrilă, ciognind cu tata. Apoi, ce necazuri zici tu că ai avut pe bărăgan? Calul mi-a murit, căruța s-a făcut praf și peștele s-a dus dracului. E, atâta tot. Fie rar să fie. Și acum? De o săptămână tăiem lene și gândeam că ni-i îngăduit să mâncăm sarmale, că trudind de ne iese sufletul. A treia zi după seara asta de durere mare, am pornit cu Gavrilă. El se întorcea la casa lui. Dar noi? Încotro mergeam. De lăteni, în orice caz, nici tata, nici eu nu mai voiam să știm nu ne-o mărturisisem, dar se citea pe fețele noastre. Și cu toate astea, la îndemnul vecinului nostru de comună, ne urca în căruță, în așa hal eram de lipsiți de orice voință. O făceam, cred, de frică, să nu ne pomenim singuri. Trei zile și trei nopți de mers, amuțiți, cu popasuri lungi în care n-auzeai decât strănutatul cailor, Trei zile bune de drum între Borcea și Bărăganul care mă chema, mă voia, îmi făgăduia tot ce nu puteam găsi nici la tata, nici la Gavrilă, a căror muțenie îmi dădea amețeli. Ei stăteau în față, eu în spate și mă uitam la spinările lor încovoiate. Din când în când ne încrucișam cu câte un căruțaș. Bună ziua, oameni buni!" făcea el. Mulțumim, dumitale!" răspundeau cei doi asta era tot. Scârții de osi, zgomot monoton de roți, cer și pământ, fără de început și fără de sfârșit, fără de nădejde. Un drum lung rămânea în urma noastră, altul, tot atât de lung, ne stătea în față, la fel de plicticos, fâșie moartă ce amăgește omul. Și iată că în a treia zi de mers către seară, zărim în depărtare un câine mare stând pe picioarele din dărăt, cu urechile ciulite, privind cu speranță spre mijlocul drumului. Sunt sigur că-i ursul al meu. Sar din căruță și alerg spre el, în timp ce se repede spre mine. Ne izbim unul de altul și ne rostogolim în țărână. Mă mușcă în joacă, mă umple de bale, se pișă pe picioarele mele de sculțe până să-mi dea drumul și să-i sară tate în spinare tata care îl prinde și îl strânge la piept. Suntem aici la o zvârlitură de băz de casă și tata îi zice atunci lui Gavrilă, Mai frate, vezi și tu, nici câinele nu mai vrea să știe de bordeiul ăla. Ia tu tot ce-i găsi acolo. Noi nu ne mai întoarcem, ne ducem în lume, eu și băiatul ăsta și câinele. Ia-o tu, Gavrile, gospodăria asta fără femeie. În picioare în căruță, Gavrilă stătu o clipă pe gânduri, mușcându-și mustața. Ai dreptate, Marine, făcu el. Omul care n-are nici pământ, nici femeie, nu-i bun de nimic. Du-te în lume, dară. Și uite, ia treizeci de franci pentru lemnăria pe care o să o scot din casă. Apoi, arătând cu biciul spre mine, adăugă. Ăsta îmi pare că am apucat. Ai grijă de el pe vremea ciulinilor. E în stare să te lase baltă. În soarele cum s-o face de 18 ani. Fă-i o fată cu ceva pământ să aibă la ce roboti prin jurul casei. Ba, nici gând. Să-l îndrepte Dumnezeu. Gavrila ridică din umeri și porni. să în mijlocul drumului pustiu cu calabalâcul nostru și cu ursul, care ne întreba din ochi ce avem de gând. Încremenit ca un stâlp, multă vreme tata privi pierdut zarea dinspre lăteni, unde opt ani de zile spinte case pește și nădăjduise. Și mi-am adus aminte atunci pentru prima dată de cuvintele rosite de el ca un blestem în plin bărăgan. Dacă n-ai fi vrut să vii și tu, n-aș fi plecat pentru nimic în lume. La o biserică îndepărtare bătea toaca la vecernie, când ne-am pornit la drum, apucând-o spre noapte, spre ea lomița spre alte meleaguri. Oceanul de ciulini își unduia valurile cu cresele împurpurate de asfințit, în timp ce dealurile cu coamele lor pleșuve și rotunjite vegheau pustietatea. Pe cerul limpede, berze și cocor se învârteau în loc, dansul de adio dinaintea plecării. Mă durea ceafa de atât privit și inima mi era grea, știindu-mă țintuit de pământ. Ursul mi-o luase înainte, prinzând în gâze din zbor tata, mult înaintea noastră, cânta din cavalul multă vreme uitat. Și-au plecat olteni. Pământurile sunt mănoase pe amândouă malurile ialomiței și moșiile numeroase. Aici bărăganul își rupe dinții. Trei zile am rătăcit între hegien și platonești, tot căutând un loc de argat, dar nu ne primea nimeni. În cele din urmă, istoviți, Nimeri într-o seară în fața porții unei moșioare nepricopsite, un conac de răpânat, unde ne primiră. Era o locuință boierească sărăcăcioasă, cu vite puține și cu pământ tot puțin, așezată la o leghe de sat. Bărăganul pândea năsățios, câinos, gata să înghită tot. Împresurat de tristețe și însingurat, conacul părea că nu opune nicio rezistență căpcăunului ăstuia îndrăgostit de imensitatea nelocuibilă la sosirea noastră, un miros bun de mămăligă de-abia răsturnată nările și în sufletii voioasă coada lui ursu. Slugile, bărbați, femei și copii, lui au prin toată curtea, în timp ce găinile se îndreptau cu ochii mici spre cotețe. Ne-a întâmpinat iconoama, o femeie cu înfățișare orșenească cu un mănunchi de chei la brâu și autoritară la chip. Nu ne-a descusut prea mult. S-a dus și a strigat sub o fereastră. Duducă! Duducă! Persoana care a părut în era o duducă cu părul alb înaltă, cu trăsături distinse și foarte slabă, dar ținându-se foarte drept. Puse întâi să-i liniștească pe câinii care se repezeau lătrând la călcâiele noastre, apoi zise. Cei, Mario? Au venit doi sărmani, nu ste pe aici, cera de poșii dacă se poate de lucru. Apropiați-vă! Făcut duduca plecându-se peste balustradă. Îl lăsarăm pe ursul afară și venirăm sub ceardac, cu căciula în mână. Ne privi cu atenție îndelung, cu ochii blânzi care mi încălziră sufletul. Și când, întrebat scurt, tata ai povestit totul. Ai de voi!" murmură ea. Vesmântul ei negru de modă veche o făcea să arate severă, dar avea un glas care suna a bunătate și te făcea să-i uiți asprimea înfățișării. Aveți și un câine?" oftă ea. Trebuie să-l omor?" întrebă tata. Nu, un câine și găsește el de mâncare. Rămâneți aici cu ceilalți. Și pentru că tot vă pricepeți la pește, apucați-vă de puneți puțin la sare pentru conac." Nați o bună! Făcutata depărtându-se. Nu să scăpăm niciodată de blestematul ăsta de pește! Și îi se lungi fața cuprinsă de deznădejde. Iar ne vedeam umblând prin mațele scârboase cu sarea usurătoare la cea mai mică zgârietură, ferindu-ne de solzi care îți un în ochi și de oasele afurisite care puteau să-ți otrăvească sângele, amintindu-ne de viața din lăteni, de care ne săturasem și de care fugeam. Ca o adeverire a temerilor noastre, curtea se umplu chiar atunci de un fum gros care venea de la peștele sărat pe care îl frigeau pentru masa de seară. Și ce pește! Știu că măruntă și crăpcea nenorocit del cu solzi negri. Noi îi ziceam plevușcă ofticoasă și o adunam cu lopata din bălțile împuțite. Mai bun pește mânca ursul alăteni. Până să ne așezăm la masă, băgarăm de seamă că toate mergeau de potrivă la duduca. În jurul ceaunului în care fierbea măliga, niște copii scheleti jucau un fel de hor a flămânzilor, gata să sară și să culeagă stropii de terci căzuți de pe făcăleți. Se frigeau la degete când o făceau, dar asta nu îi împiedica să sară din nou și să se lingă pe degete de parcă ar fi fost miere. Alți copii se băteau în loc de terci, peștiuleți de porumb, aproape uscați, pe care șterpeleau și îi coceau cu chiu cu îi goneau și pe unii și pe alții, îi înjurau pe înfundate, îi cârpeau ca pe câinii care dădeau târcoale pe lângă grămezile de și sfurau peștele într-o clipită. Bărbați și femei roboteau alene, parcă le era hamite, cu mutre întunecate, tăcuți, aruncând priviri piezișe marei, iconoama, ce vegea asupra curții în care, într-adevăr, nu belșugul domnea. Se vedea bine că nu domnea nici ordinea și nici severitatea, și că toți își pierdeau vremea fără să facă mare lucru. Dar atunci, de ce atâtea slugi? M-am întrebat lucrul ăsta mai ales după ce am văzut o pe economă, împărțind cu zgârcenie feliile de mămăligă, porție de cap de om, nu mai mare decât un dumicat. Da, da. Făcut tata către mine. Aici doi la mult sovacă și patru gata să înghită un boz de mămăligă. Așezați pe niște scăunașe scunde în jurul unor rogojini mari, fiecare primea în afară de porția neîndestulătoare de mămăligă o strachină de saramură. Atâta tot. Și ca să nu rămână careva păgubaș, se făcea o adevărată pază în jurul mămăligii, pentru că băieții se pusteau pe ea ca niște pui de lup flămânzi. Am văzut cum pe unul dintre ei l-au închis, că era cel mai iscusit la ciordeală. Nimeni nu părea mirat de felul ăsta de a trăi. Citeai pe toate fețele un fel de resemnare firească. Mâncau ce aveau de mâncat, vorbind tare puțin și bând multă apă. După ce terminau, bărbații se duceau pe lângă vreun foc de jăratic pe jumătate stins și coceau șezând pe vine păpușoi pe care îl mâncau pe îndelete în noaptea care se lăsa, în timp ce câinii se băteau pe rămășițele de pește zvârlite de femei. Atunci seara am priceput și noi câte ceva. A doua zi am aflat restul. Duduca se trăgea dintr-o familie foarte bogată. Se certase cu părinții ei în ziua în care aceștia vrură să o mărite cu un bărbat pe care ea nu putea să-l sufere. Asta se întâmplase pe la vreo 20 de ani, când ea de mult își dăruise inima unui băiat frumos cu ochi de cerb, păr de abanos și înfățișare de haiduc, cu care, în copilărie, în fiecare septembrie, fugărea ciulinii. Niciun tinerel nu se pricepea mai bine ca își doi să se întreacă nebunește cu crivățul, cu bărăganul și cu ciulinii lui eterni. Nu s-au neliniștit la început, dar mai târziu, după ce au aflat-o pe Duduca în brațele iubitului ei, niște mișei neimiți de tatăl fetei l-au bătut într-o noapte pe Tudorache, cu atâta cruzime că bietul băiat a rămas lat. Duduca a jurat atunci în fața icoanei Sfintei Fecioare să rămână credincioasă celui ucis. Și s-a ținut de vorbă. Părinții au dezmoștenit-o, lăsând toată averea celor două surori mai mici, cărora fapta le-a convenit. Adăposul ăsta modest în care trăia îl datora unui unchi. Prost administrat, conăcelul fu bucată cu bucată înghițit de brăganul însetat de pustietăți. Și cu toate astea, chiar dacă se afla aproape în pragul mizeriei, tot duduca cea bună primea părintește toate slugile care nu se puteau pripăși pe aiurea. Împărțea cu ei ce se găsea prin casă, trăia ca o schimnică și nu-și îngăduia nicio plăcere mai costisitoare. Toată bucuria ei era să privească bărăganul, mai ales pe vremea ciulinilor. O vedea atunci ceasuri întregi stând și amintindu-și de tinerețe, și uneori îi dădeau lacrimile cu capul rezemat de ciardac. Maria, iconoama, era confidenta ei, și în același timp și mâna forte care conducea gospodăria. Cam slabă mâna forte, firește, pentru că Duduca nu-i dădea voie să fie aspră cu oamenii ei. Să facă fiecare cât poate, cât vrea. Avea ea obiceiul să-i spună Mariei doar atât cât tăriși grăpiși să meargă lucrurile. Da, să meargă, numai că nu prea mergeau. Și biata iconoamă, prinsă între ciocan și nicovală, tăia din porția de mămăligă și auzea prin sat, cântându-i se. Pe la noi, pe la Duduca, facem măliga cât nuca, șopăzește cu măciuca și pune copchii în hiare, să nu ia măliga în gheare. Dintre toți pripășiții cu de Duduca, Maria era cea mai veche. Și cea mai deplâns totodată, pentru că la 40 de ani, singura ei pasiune era să-și slujească stăpâna, fără să fi cunoscut vreodată un Tudorache, nici bucuria copilăriei alergând după ciulini, nici înduioșată amintire a bărăganului. Dar să scris că orice făptură omenească să verse lacrimi pentru o pricină sau alta. În nopțile frumoase de septembrie, auzind săranii începând-o cu cântecul zeflemitor din sat, Maria se ducea să se ghemuiască, plângând sub ciardacul stăpânei. Și în timp ce aceasta, pierdută în visurile ei trecute, se revedea alergând alături de iubitul ei, sărmana iconoamă, copleșită pe nedrept de soartă, își căina amarnic viața ei dedicată unui biet devotament. Povestea asta cu mămăliga cât nuca, păzită cu măciuca, sarcasmul acesta popular care spunea că pun copchii în hiare ca să nu ia mămăliga în gheare, această melopeie și duioasă și crudă în același timp ajunse pentru tată meu o obsesie. Câteva vorbe bine ticluite, îmi spunea el, și vezi în ele toată durerea neamului estuia oropsit, nu de boieri ca duduca, o nenorocită și ea dar de boieri ca tată-su, de care țara-i să Avea cum să știe el care cu trei rase țara de la un cap la altul și știa pe din afară aproape toate baladele noastre populare. Dar niciodată nu-l văzusem atât de speriat de o judecată populară ca de acest cântei de jale îndreptat împotriva celor două femei bătute de Dumnezeu, cum zicea el. A îngânat-o de la răsăritul soarelui și până la căderea nopții, toată săptămâna asta care am petrecut-o alături de el, până în lasare peștele duducăi. Și poate că niciodată fluierul lui n-a scos melodie mai tristă, nici buzelul lui n-a orosit cuvinte mai sfâșietoare. Dar speria de teama de a mă vedea țintuit la o viață de câine, a idoma celei pe care o vedeam în jurul meu și gata mai mult ca oricând să fac cine știe ce poznă cu ciulinii ce mă mânau spre libertate, îi strigam de multe ori că mă săturasem de bocetele lui. Cât de rău mi-a părut mai târziu. Dar cine ar fi bănuit atunci că obsesia asta nevinovată avea să-l coste în curând viața? și veni în sfârșit și ziua în care am pornit în lume. O așteptam gata la toate. Mi-a fost deosebit de prielnică. În dimineața aceea, trebuind să se ducă cu câțiva oameni după două căruțe de nutres la georgeni, tata mi spuse. Aseară după vijelie am văzut porcii cu pai în gură. Asta înseamnă că asa mâine începe crivățul să bată. Să nu-mi faci vreo poznă cu ciulinii ăia. Lasă-ne petrecem iarna aici. La primăvară o vom vedea. Nu i-am răspuns nimic, și omul a priceput cum stă, pentru că m-a sărutat, sărmanul tata. Dar așa e, fiecare cu soarta lui. Dacă a mea s-a schimbat cu totul, dacă astăzi fac ce-mi place la mine acasă și pe pământul meu, asta în bună parte o datorez a mele de copil neascultător. Erau acolo la conac patru băieți și trei fete, slabi, murdari, desculți și zdrențuroși ca și mine. Nu le păsa de goana cea mare a ciulinilor. Năzuințele lor erau destul de mărunte. Câte ori ai de o leghe două și pe urmă înapoi la mămăliga cât nuca. Erau niște bieți neisprăviți. Așa că am socotit că-i deprisos să le mai spun ceva. Din potrivă, Băieții din sat o săptămână încoace numai de ciulini vorbeau. anul ăsta au fac lată! Copii de oameni înstăriți sau de săraci lipiți pământului, unii pentru că erau prea răzgâiați, ceilalți prea amărâți, își făgăduiau cu toții să o facă lată. Eu am s până la călăraș! Făcea unul. Eu până la București! Se grozăvea altul. Desigur, nu era vorba să faci o sută sau două de kilometri cu piciorul, dar, Doamne Dumnezeule, care sunt răznelile și visurile și presupunerile și speranțele care să nu încapă într-un cap de copil născut la o margine de bărăgan? Pentru ce n-ar întâlni de pildă o coană mare, numai dantele, frumoasă și duioasă, care tocmai atunci să treacă cu trăsura ei cu șase cai, sau unul dintre haiducii cu flinte ucigașe, care omoară despoții și răstoarnă galbeni în palmele bătătorite ale iobagului, sau, cine știe, fata de boiernă strușnică și ea pornită să alerge după ciulin și care să le ia de mână și să-l ducă în fața mamei sale, boieroaica, și să-i spună Uite, mamă, ăsta e logotnicul meu!" De ce nu?" În nimic oare nu trebuia să crezi din tot ce povestise bunica de atâtea ori la gura sobei? Și nici nimic din tot ce povestise vrăjitorul de moșnăstase, văcarul satului, mai ales el. Moșnăstase din Livezi, cel cu o sută de podvezi, să le vezi, să nu le crezi. Așa-i mergea vorba. Om de treabă, mărunțel, numai înalt decât băta lui, șchiop, puțin cocoșat, cu număr ridicat, cu ochii lăcrămând, cârn, ursuz, totdeauna cu nădragi pe vine, era Sufletul satului cum se îmbolnăvea o vacă, îi băga mâna în fund până la cot și o făcea bine. Sau venea un vițel de andărătelea. Tot el, tot cu mâna, îl făcea să vină bine, cu botul așezat furmușel pe picioarele dinainte. Avea un purcel pântecăraie când era în creștere, ca zac îl făcea, cu un pum de orz amestecat cu el știe ce. Ți era frică să nu sturbeze un câine. Ți-l ardea cu ferul roșu între ochi, și gata. Știa să te tragă mai bine decât o babă, ghicea fără greș ce vreme o să fie și știa să-ți arate, de la trei luni, care puici o să ajungă o bune și care cocoș or să calce mai mult. Dar trebuia să-l vezi pe moșnă stase când scopea vreun mânz sau vreun tăuraș, cu câteva bețigașe și un capăt de sfoară. Vita, doar de căsca puțin tel ochii când îi apuca fuduliile și o ușura cât ai zice pește cântând, Vin la taica băiețaș, vin la moșu flăcăiaș, moșu să te flăcăiască, fetele să te îndrăgească. Cât despre copii, nimeni nu știa mai repede decât moș năstase să învețe să numere fără greșeală până la o sută. Atunci el ridica băta și zicea poruncitor. Nu te faci om decât pornind în lume mai ales dacă ai și un dram de șmechere al încăpățină, lucru ce ni se poate întâmpla și nouă, cojanilor. Și dădea pilde. Uite, domnul Vasilică, judecător la Călăraș, domnul Andrei, ce -a brazar la București, domnul Tache, mare stămbar la Brăila. Ăștia toți sunt băieți de cojan de pe la noi. Ce-ar fi fost ei azi dacă nu plecau? argați, niște târie brâu. Și-au ajuns oameni. Băieții făceau cerc în jurul lui. Îl ascultau, se măsurau din ochi între ei să vadă care o fi viitorul judecător la călăraș și visau cum numai în copilărie se poate visa. În dimineața în care tata a plecat pentru trei zile la Giurgeni, m-am dus la ei. Trebuia să-mi fac rozi un codru de mămăligă și de vreo două-trei fire de praz, merinde pentru ziua de fugă la care mă pregătisem și, la noi la Duduca, nici pomenială. Dar îmi promise se știrbu, băiatul rotarului din sat, că îmi face roz de merinde. La el m-am dus. L-am întâlnit în drum cu taicăsu. Se duceau să arunce pe bărăgan un stârf de vacă, pe care îl puseseră pe o groapă de mărăcini trasă de un cal. A mușcat-o nevăstuică!" mi-a strigat el. Vin să vezi cum o jupoaie tata de piele!" N-a ținut mult. Pe urmă, cu pielea vacii pe grapă, căruțașul se grăbi să se întoarcă acasă. Acum a făcu știrbu. Hai să năpădim pe brutar! E în sat cu cotiga. poate e rost să-i șterpelim o pâine. Grozav ar fi pentru goana noastră după ciuline, ai? Să punem mâna pe o bulcă. De mult n-am mai mâncat, pe semne că nici tu. Desigur, ca toți săranii, nici eu. Dar să furăm de la brutar, nu. Asta nu mi plăcea. M-aș mulțumi cu puțină mămăligă, i-am răspuns. Știrbu îmi arse un ghiont. Pros mai mă, ești, mă! Mămăliga și prazuțile dau. Nu mai e vorbă. Dai mai bună pâinea! cât trebuia să fie de bună, mai ales pentru gurile de copii, m-am convins când am ajuns în sat, unde copiii făceau un tărăboi groaznic, ținându-se de cotiga brutarului. Da pâine, pâine, pâine! N-auzeai decât vorbele astea și lătratul câinilor, înnebunit și ei de trecerea brutarului. Nenorocitul! Pentru cinci sau șase chile de pâine pe care îi butea să le vândă în satul nostru, trebuia să dea o adevărată bătălie cu liota de copii în fiecare săptămână. Plouau loviturile de bici peste capetele lor. Dar cu toate astea, rare ori scăpa fără pagubă, dovadă ziua cu pricina pentru că știrbu izbuti să-i șterpelească o pâine. Dar un copil pizmaș l-a părât și brutarul s-a dus să ceară ei patru gologani rotarului, care i-a plătit, dar l-a înjurat și a amenințat pe fiul său până n-a mai putut te omor! Să știi că te omor!" striga el. Mai bine să-ți iei lumea în cap!" Știrbu fugi cu pâinea sub soară, cu toată liota după el rugându-l. dă -mi și mie o fărămiță! Nu mai o fărămiță!" Băia de treabă împărți jumătate de pâine. Mi-a dat și mie o bucățică. Restul, pe mâine, făcu el. Și ne-am dus cu toții grămadă după moși pe izlaz. După ce i s-a povestit despre furt și despre amenințări, văcarul se grăbi să liniștească pe știrbu. — Să-și ție gura tactu, făcu el. — Știu eu bine că la vârsta ta fura mai dihai decât tine. — Uite-l pe popa! Poate să o spună și el! Popa era un bătrân cu fața blajină și cu nasul roșu. ros ca tot satul tare cum se cade al mintări. Se plângea văcarului că trebuie să-și cosească și să-și culeagă porumbul singur. Înjura. Șara ei de biserică! Nu e stare nici popa să-și-l hrănească! Da, păi eu, făcu moșnăstase. Eu care fac atâtea corvezi pe nimicuri, pun dovlea posită de mălai și când și când câteva ouă cât despre cireadă. aler după ea și o întâc, din martie și până în septembrie, pe doi franci de cap de vită. Da, măi năstase, ieșitul tu la fel de chinuit ca și mine, recunoscu popa. Și scotocind prin buzunarul anteriului lui peticit, scoase o sticluță. Ține, măi năstase, Trage și tu o dușcă din suica sa că-i bună! Mai uiți de necazuri! Părintele Simion nu era popă decât cu numele. Biserica lui, ca mai toate bisericile din sat, sta închisă toată săptămâna, că n-avea credincioși. Duminica și sărbătorile, câteva babe gârbovite veneau la liturghie. Îi ieșea cam un franc sau doi la un loc. De la lumânări și de la cele două raite pe care le dădea paracliserul, umblând cu talerul întins, strigând de parcă ar fi fost surd. Pentru biserică, pentru un delemn!" Morții erau rari, ca și nunțile și botezurile de altfel. Și la zi întâi, când se ducea prin case cu botezul, îi se aruncau în aghiasma lui din căldărușă nasturi și bănuți de un ban. Dar oamenii țineau la el pentru că era îngăduitor și cum se cade. Se povestea despre el o istorie amuzantă. Pe măsură ce îmbătrânea, îl cam păcălea ținerea de minte. Și atunci, ca să poată răspunde fără greșeală creștinilor care îl întrebau, câte zile au mai rămas până la Paști? luase obiceiul ca la începutul postului mare să-și pună în buzunar atâtea boabe de porumb câte zile erau. Și în fiecare seară arunca un bob. Și în felul ăsta, când un țăran îi punea vreo întrebare ca să-l încurce, scotea boabele din buzunar, le număra și răspundea cu precizie. Odată însă, un drag de băiat i-a vărât în anteriu un pum de porumb. Și degeaba arunca popa bobului zilnic, Sărbătoarea mare se apropia și boabele nu scădeau. Și așa, strâns cu ușa de întrebări, popa sfârșit prin a le arăta oamenilor grămada de porumb care îi umplea buzunarul și răspunse. Anul ăsta n-avem paști. Să fi fost miezul nopții când a venit știrbu să bată în ușa hambarului în care dormeam singur. L-am luat de mână și l-am dus până la o grămadă de saci goi care îmi ținea loc de pat s-a cuibărit acolo repede dârdâind. M-a bătut tata de masmintit. mintit, murmură el cetișor. Era atât de schimbat glasul lui că l-am recunoscut mai mult după respirația lui de copil. Continuă. Am așteptat să se facă noapte târziu și m-am vărât pe urmă într-o claie de fân. Acolo m-a prins pe când dormeam, eu zic că mă omora dacă n-ar fi alergat mama să mă smulgă din mâinile lui. Oricum, mă, tată! Știrbu nu plângea. Îi ghiceam fața o soasă palidă, foarte vioaie, ochii scăpărători. Era singurul meu prieten. Țineam la el ca un frate. Ți-e foame? Mă mai întrebă el înainte de a adormi. Mai am jumătatea aia de pâine. E aici, pesaci Ia dacă vrei. Și tu? Tu ce-ai mâncat azi? Porum copt. Mai am uștiulete, dar Mai rece și tare. Dă-l încoa. Căutându-se în ca să dea de știulete, scoase un geamăt. <sus> Sunt tot numai vânătăi, făcu el. Ron să porumbul gândindu-mă că pe mine nu mă bătuseră niciodată. Oricum, bre, ce tată! Săracu știrbu! L-am luat de gât și am adormit așa. Ce dimineață! Zorile nici nu mijiseră încă, când o zguduitură nemaipomenită mă deșteptă tresărind. Ușa hambarului fusese smulsă din țâțâni. Crivățul! am strigat dar știrbu n-a mișcat. Dormea greu. N-am mai spus nimic. L-am lăsat să-și doarmă somnul că avea nevoie și am rămas cu ochii căscați în întuneric. La Duduca în curte era ca pe bărăgan. Vraiște! Nu degeaba ai vorba asta! Mai ales șura cu spatele spre miază noapte era cea mai bătută de crivăți. Avea o gaură mare, unde pe vremuri trebuie să fi fost o fereastră și vântul intra pe acolo furios ca valul. Grozav îmi plăcea. Acum că ușa era la pământ, crivățul părea un puhoi care intra prin spărtură, ne spăla fața și ieșea prin căscătura ușii prăbușite. Îmi închipuiam chiar că de n-ar fi fost atât de întuneric, aș fi putut să apuc puhoiul de vânt, atât al simțeam de greu și de rece. Afară era un tărăboi mai mare plăcerea, cu șuierături, vuiete, trosnete, un coș părăsit scotea mugete ca de tauri. Cădeau scânduri de peste tot. Ascultam singur la toate astea, cu privirea țintuită la spărtura unde fusese fereastra, în timp ce prietenul meu sfărăia cu capul înfundat sub saci. Deodată, un vârteș puternic și tronc, ceva de spaimă care îmi sare în obra și mă zgârie aproape să-mi dea sângele. Ciulinii! Ciulinii! urla eu încercând să arunc motocul spinos pe care ni-l trimitea crivățul. Știrbu sărin sus atunci voios. Au venit? Hai, repede!" strigă el. Naveam ce îmbrăca, că ne culcasem îmbrăcați. Fiecare cu un ciomag în mână, cu căciula bine trasă pe ochi, ieșirăm repede afară, fără să uităm de restul de pâine care trebuia să ne țină loc de mămăligă și de praz. Ce viață! O nebunie! Astăzi, la 20 de ani de atunci, încă mai stau și mă întreb dacă feria aceea n-a fost vis, dacă într-adevăr am trăit-o în copilăria mea. Pentru că niciodată, încă de pe vremuri legendare ale barbariei turcești, țara mea muncitoare și blândă n-a avut să se parte de zile atât de cumplite cum au fost cele despre care vă voi vorbi în această povestire. Niciodată neamul meu blajin n-a suferit mai crâncen. Dar ce știam noi copiii? În afară de viața amară a celor ce se nasc în bordeie, în afară de lipsurile constante care macină și modifică făptura omenească și care nu mai revoltă pe nimeni pentru că prea s-au obișnuit cu ele, ce știam noi despre geamătul veșnic ce ieșea din milioanele de piepturi de țărani, de la un capăt la altul al țării? Odrasele ale bărăganului liber și leneș, pe meleagurile căruia viața se încheagă din somnolență și dăi nu e în miraj. Noi rodeam nevinovați din știuletele nostru de porumb pe care Dumnezeu binevoia să-l facă să răsară și când cântam neștiuți despre mămăligă, că-i prea mică. Cât nuca, așa era peste tot, pentru tot țăranul român. Cu singura deosebire că în alte părți oamenii o plăteau cu sudor de sânge. În timp ce noi, uitați de Dumnezeu și de lipitorile omenești, noi ne-o câștigam scărpinându-ne sub căciulă, dar nu ne dădeam seama. Aveam să o aflăm luați de crivăți care începea să sufle pe bărăgan în ziua în care ciulinii erau gata să semene grăunța lor răufăcătoare. În lumina unui cer ușor albidezori, cârduri isipite de ciulini să săreau în văzduhul aproape obscur, când sărutând pământul ce nu se vedea bine, când dispărând sus în bezna nopții, ca o nebunitoare răpăială de umbre sferice, dezlănțuite de un Dumnezeu ieșit din minți. Ah, de-am putea să ne urcăm pe ei călare, să zburăm ca niște zmei! Oftă știrbu cu adâncă părere de rău, în clipa în care ne înghițea câmpia cenușie. Și îndată crivățul și ciulinii ne smulseră pe unul de lângă celălalt. În clipa următoare, nu mai eram decât două năluci alergând în goana mare îl zăream departe, trudindu-se să-și prindă frumosul său ciulin. Al meu, la fel de mare și de rotund, îmi dădea și el tot atât de furcă, pentru că vântul sufla avijelie. Și nu era vorba să fugi după o mie de ciulin deodată, ci cât mai mult după același, mai ales că cei frumoși erau puțini. Așa că, în armas cu câte o prăjină ușoară cu vârful făcut cărlig, retezam avântul arbuștilor noștri zburători îndată ce păreau să ne piardă pe drum. Câteodată eram siliți să-i oprim ca să ne mai tragem puțin sufletul. Mai lung de picioare decât prietenul meu, gândeam că-l întregusem cu vreun kilometru, când primele raze ale soarelui aruncară petele lor de purpură pe nesfârșitul balamuc de pe Bărăgan. Am ridicat atunci ciulinul meu în vârful prăjinii și m-am urcat pe o moviliță, de unde l-am zărit la marginea pustiului pe moș Năstase, care se îndărădnicea să mai scoată pentru cireada lui o ultimă zi de pășunat unui izlaz măturat de crivăți. Se-i vin curând și știrbu, urmat din loc în loc de un câr de tovarăși, cei mai mulți cu sufletul la gură. Se-i viau de peste tot, într-un talmeș-balmeș de ciulini care se rostogoleau odată cu băieții. Câteodată nu-i mai puteai deosebi de alții și nu mai știai care rotogolie ciulin și care-i băiat, până ce apărea câte un sugui de căciulă și două mâini cu un agitându-se și ridicându-se în două picioare ca niște popândăi. Apoi, iar îi amesteca crivățul. Am început să fug ca și înaintea venirii lor. Când pe un m-au ajuns din urmă la al doilea popas, rămăsese numai jumătate dintre ei. De sat, de conacul Duducăi, nici urmă la orizont în plin bărăgan. Ciulini alergând, și șuierând în aerul limpede. Purcoaie de mărăcini rostogolindu-se în salturi. Corbi rătăciți. Șir nesfârșit de movilițe, din care am ales-o pe cea mai mare ca să ne adăpostim. Eram cu toții șase. Doi fiind desculți, sângerau rău. Au renunțat să meargă mai departe și au fost buni. Ne-au dat nouă merindele lor, mămăligă și praz. Știrbu i-a cinstit cu bucăți de pâine și au făcut cale întoarsă cu oarecare tristețe. A fost o gustare în patru mai mare dragul. Niciodată mămăliga și prazul cu sare n-au dat de guri mai lacome. Niciodată o plăcintă cu un și cu brânză n-a fost prețuită ca fărâmele de pâine pe care știrbunile le împărțea cu dărnicie în chip de prăjitură. Era atât de bună Pâine asta, că ceilalți doi tovarăși mai cerură câte o bucățică. Vă dau tot ce a mai rămas, făcu știrbu. Da, dați-ne opincile voastre pe ale noastre. Într-adevăr, ei aveau opinci aproape noi și ale noastre erau găurite în călcâi. Voi nu o să mergeți cine știe ce departe, pe când mă atache și cu mine, Dumnezeu știe, adăugă prietenul meu. Ceilalți se priviră șovăind. Prea e scump, făcu unul dintre ei. Cum, prea scump? strigă știrbu și arătându-și vânătăile de pe obraj. Ia -te, uite cât m-a costat pâinea asta! Băiatul păru convins, dar... Să-mi dai pe deasupra și patru nasturi de sidef. Făcu el, începând să se dezlege la opinci, odată cu prietenul său, că se tocmise și în numele lui. Își primiră nasturii de sidev, opincile noastre găurite și restul de pâine. Ne încălțarăm cu ele, apoi... Acum e rândul vostru să ne dați o fărâmă de pâine. Începu știrbu. Am uitat să ne facem o gălușcă. Uitatul ăsta-i cam mâhni o clipă pe noi posesori ai grozavei bucăți de pâine, dar, băieți de treabă, primiră jertfa ne-am făcut toți o gălușcă pe care ne-am pus-o sub căciulă ca să o mâncăm la popasul următor. Și dând drumul ciulinilor noștri, pornirăm din nou urlând cuvântul. Vira la profira, șapte galbeni lira! Popas în patru n-a mai fost, pentru că tovarășilor noștri după scurtă vreme le dădu sângele din călcâie. Mai rezistent, cel care se tocmise pe opinci, vrut să o întindă ceva mai departe dar celălalt dând drumul ciulinului său se agățase de haina lui și plângea. Din pricina asta se alese cu o palmă peste căciulă care turtigă lușca. Sărmanul loculese așa amestecată cu păr și o mâncă printre lacrimi. Cum era posesorul unei prețioase cutii de chibrituri, știrbu se oferi să-i o cumpere pe prețul a doi nasturi de sidef. Ba, pătrei! Bine, pătrei! Așa că o a doua afacere bună fu încheiată mulțumită nasturilor asora de Sidef, după care ne prăpădeam cu toții, pentru că erau foarte rari și foarte frumoși. Valorau de 10 ori cât ăia de tinichea. Ca să-ți faci rost de ei, nu erau decât două căi. Să-i tai de pe rochile din casă, lucru ce însemna o păruială zdravănă, sau să-i câștigi la jocul de nasturi, cum văcea știrbu, care avea aproape toți nasturii de sidev din sat. Un al treilea fel mai umilitor era să schimbi o pereche de opinci bune pe una proastă sau să-ți dai cutia de chibrituri, marfă de oraș, mai rară și mai de preț decât pâinea chiar, pentru că un copil de la țară care nu își poate aprinde focul în mărăciniș e tot atât de nenorocit ca un vânător fără alice. Din pricina asta știrbu făcu bunătatea de a da celor doi câteva din chibrituri înapoi și o bucată de scârpiniche. după care ne despărțirăm. Porniră înapoi și căpătând cu vântul în față care aproape că îi dobora. Ne-am uitat după ei până ce nu s-au mai văzut. Și atunci bărăganul de și mai pustiu. Rămaserăm cu adevărat singuri, copii amândoi. Așteptam să spună prietenul meu o vorbă sau să din loc, dar el aștepta pe semne același lucru de la mine. Și rămăsesem așa în locul locului, cu umărul în vânt, cu un picior pe prăjina care ținea ciulinul, fiecare ferindu-se de a-și privi în ochii celuilalt. Cerceta mai curând nesfârșitul care ne înghițise prietenii. Era oare mai înțelept să facem ca ei? Tocmai asta mă întrebam cu inima grea când îl văzui pe știrbu că își scoate căciula. Ia gălușca și începe să o mestece alene, cu poftă. Ceea ce văzând, făcui și eu. Dar n-am avut timp să-mi apuc gălușca. O răbufnire furioasă de vânt spulse și ciulinii și căciulile. Răspunserăm cu strigăte de bucurie. Și goana reîncepu mai strașnică. Și uite așa împinge soarta pașii omului. Și am alergat așa toată ziua asta, lungă și bogată ca o viață întreagă, plină de cer, de pământ, de soare, de crivăți. Seara se umplu de o beznă cum nu mai văzusem, care ne prinse în mijlocul pustiului. Ni se făcu frică, dar n-am spus niciunul nimic, fiecare vrând să pară viteaz în ochii celuilalt. Mă, Matache, să știi că nu există strigoi, poți fi liniștit, făcu știrbu uitându-se în jur. Nu, știu, poate or fi prin cimitire. Nici. M-am dus într-o noapte odată. Și își făcu de trei ori semnul crucii zicând, Da, de închinat, trebuie să ne închinăm. Mi-am făcut și eu semnul crucii mulțumit. Ne oprisem să poposim într-o vâlcea plină de mărăcini, unde bezna era mai neagră decât peste tot adăposiți de crivăț, aprinserăm un foc zdravăn și hotărârăm să rămânem peste noapte. Știri buscoase merindele noastre din buzunare, dar căldura și obosala ne-au turtit de tot. Brațele îngreunate, nici mâncarea la gură nu mai puteau duce. Că scam de ne ieșeau fălcile din loc. Ne-am lăsat pe spate unul lângă altul, cu ochii plini de para focului, înconjurați de noaptea neagră asta e imaginea cu care am adormit, dar n-a ținut până în zori. În timpul nopții vântul, aruncând cenușa aprinsă în mărăciniș, în ciulini, în tufărișul grămădit din totdeauna în vâlcea, le-a dat foc. Ne-am trezit năuciți în fața flăcărilor care se ridicau până la cer. Dogoarea lor ne-a silit să ne tragem către buza vâlcelei, în sus, unde am oțăit o veșnicie cu fața la foc și cu spinarea la bezna bărăganului, când un galop turbat zgudui și pământul și măruntaile din noi, rostogolindu-ne în fundul vâlcelei, unde focul trăgea să moară. Îmbătea inima de suflarea. Știrbu era alb la față ca un mort. Amuțisem amândoi, degeaba ne uitam unul la altul, întrebându-ne din ochi cei cu galopul ăla năstrușnic. Mi era frică chiar și glasul să mi laud. Multă vreme în mijlocul tăcerii, fiecare trosnitură de vreasc mistui de foc înfiora dureros trupurile noastre împietrite de spaimă. La un moment dat, prietenul meu vrut să-mi spună ceva. Nu putu decât să miște buzele. Apoi, când se stinseră și ultimile flăcări, nici în ochii nu mai puteam să ne privim, ceea ce ne făcu groaza și mai mare. Ne-am strâns atunci cu putere în brațe unul pe altul. Era și timpul, pentru că din nou noaptea a fost gălțită de galopul fantastic, de data asta drept spre buza vâlcelei noastre. A ținut-o așa până în zor, când distoviți, cu obrajii uzi de lacrimi, ne-am dat seama că toată groaza asta era din pricina unui armăsar tânăr, scăpat de la cine știe ce conac boieresc. Străbătea bărăganul în lung și în lat și se speria de ciulinii care îi zburau pe deasupra capului. Liniștiți, am adormit din nou, ca doi îngeri oropsiți, ca să ne trezim în razele orbitoare ale soarelui biciuite fără încetare de crivăț. Ne era o foame grozavă și am isprăvit toate merindele. Și viața ne-a părut din nou așa cum e, plină de lumină și de urățenie. Lumina, eu știam eu bine. Despre urățenia ei nu știam mare lucru în dimineața aia dar două detunături de carabină ce răsunară în clipa în care ne pregăteam să ieșim din vâlcea aveau să ne învețe repede ce însemna cruzimea omului. Dar mai aveam încă mult până la aprice pe drama care se petrecuse la repezeală. Trebuie să fie niște vânători, am zis eu auzind împușcăturile. Cu siguranță, făcu știrbu. Și căsărându-se pe buza vâlcelei, aruncă ochii pe bărăgan se trase înapoi speriat. Doi jandarmi plecați peste un om pe care l-au împușcat. Gemui el. Ne trase traserăm repede în spatele colinei, ascunzându-ne în mărăcini. De acolo i-am văzut pe jandarmi târând mortul, fiecare de câte un braț, drept spre vâlcea, unde l-au rostogolit cu o lovitură de cizmă. Când a văzut cenușa proaspătă, unul dintre ei a zis. Vreun trebuie să fi noptat aici. Se depărtară liniștiți în pas militaresc cu carabina în bandulieră. După ce dispărură la orizont, ne duserăm să-l vedem pe omul omorât. Era un țăran tânăr în zrențe. Zăcea cu fața la cerul orbitor, cu brațele deschise, cu picioarele rășchirate, cu fața înmărmurită. Închieturile mâinilor erau învinețite, dovadă că îi pusese răcătușe tare strânse. Știrbu, care sătea în picioare la capul mortului, se plecă și deschise o ploapă. — Are ochii verzi! — făcu el, apoi ridicându-se. — Hai să fugim până nu vine procurorul! Prietenul meu se temea de procuror, cum se tem toți țăranii, dar pe Bărăgan hultanul îi ține locul. Nu mai aveam nici ciulini, nici prăjini, că le mistuise focul. Nu mai aveam nici poftă de a alerga după alți ciulini, pe care crivățul îi tot rostogolea prin preajma noastră. Mergeam tăcuți, cu brațele bălăbănindu-se împinși de vânt. Câteodată ne prindeam, cine o să meargă mai mult cu ochii închiși, jurând să nu ne tragem pe sfoară, dar ne trăgeam, ceea ce nu însemna că nu amețeam. Apoi începuse să se zărească la orizont o clădire. Era gara Ciulnița, în inima bărăganului. De departe semăna cu o baracă părăsită în pustiu, așezată pe niște traverse negre care se înșirau la nesfârșit. Câțiva copaci, pirpirii, o făceau să arate și mai singuratică. Șeful de gară alerga cât îl țineau picioarele după un câine care fugărea o găină. O femeie cu poalele ridicate de vânt se căznea să întindă niște rufe. Ne-am ferit de gospodăria asta chinuită de pe bărăgan și ne-am dus de-a dreptul spre cârciu magării, mai primitoare de obicei cu desculții decât cu oamenii care poartă haina statului. Cârciumarul, un țăran voinic cu un chip cum se cade, ne primi mai bine decât ne așteptam. i mărturisit că pornisem după ciulini și, fără să ne certe, ne-a ospătat cu pâine, slănină și chiar și limonadă. În loc să ne descoase, se mulțumi să ne întrebe de pe unde suntem. De pe la Hagieni, am răspuns. Și atât. Dar puțin după asta veni un lampagiu de la gară și ăsta a început să ne hărțuiască cu întrebări și începu chiar să ne amenințe. Cine eram? De deci ce am plecat de acasă? Încotro ne duceam? Ar trebui să vedea pe mâna jandarmilor, încheie el. Lasă copiii în pace! Îi strigă cârciumarul. Nici tată nu ești, nici copii n-ai. Ce te pricep tu? Lampagiu l a muțit numai decât. Ceru apoi un păhărel, dar cârciumarul i pe turcește cu un ioc și se apucă să-și citească jurnalul. În clipa asta se petrecu un lucru groaznic o sărancă tânără plină de praf, cu picioarele însângerate și fața numai noroi, se ivi în pragul cârciumei și, rezemându-se de ușori, strigă cu glas răgușit de plâns. Creștini, n-ați văzut cumva doi jandarmi ducând un om în lanțuri? Știrbu tresării. N-am văzut nimic, răspunse el înspăimântat. Femeia dispăru imediat fugind. Atunci lampagiul se întoarse spre prietenul meu, îl sfredeli cu privirea și zise, Te-ai pripit cu răspunsul și asta dovedește? Ți-am zis să lași copiii în pace. Îi tăie vorba crăciumarul, Ai băut prea mult astăzi. Hai, care-te! Plecă. Am socotit și noi că e mai sănătos să o luăm din loc, la rândul nostru, și să rutarăm cârciumarului mâna în gară, un tren de marfă care trebuia să plece la București, făcea un zgomot de fierărie nemaipomenit. Nu mai văzusem lucruri de astea pe Bărăgan și uitându-ne cu manevra mereu, miji în noi speranța să ne putem agăța de el la plecare. Se zice că merge repede ca vântul!" îmi șopti prietenul meu. Trebuie să fie ceva grozav!" A fost grozav într-adevăr ne ascunsesem într-un vagon cu lemne de construcție și trenul ne-a dus fără să se oprească până la lehliu. Pe drum am ieșit din ascunzătoare ca să privim și în câteva ceasuri am văzut lucruri care al minter îți cer ani de zile ca să le vezi, mai ales unor țărani care își munce pământurile aproape sterpe și și bat și femeile și vitele. Altora li se răstoarnă povara din cauza drumurilor proaste și li se rup căruțele de rămân singuri în câmp să se descurce departe de orice așezare omenească. Către sfârșitul călătoriei a dat un frânar peste noi. Nu ne-a făcut nimic. Stătea în gheretă în vagonul dinaintea noastră și începu să cânte din fluier. Cântecul lui ne-a atras. Ne-am apropiat la început cu grijă. Pe urmă când ne-a văzut, ne-a zâmbit prietenos și atunci ne-am apropiat ca să-l ascultăm mai bine. Era un om în vârstă care părea visător. Mereu își scuipa între degete, umezea găurile fluierului și ne cânta doine, încruntând din sprâncene. Puțin înainte de a intra în gară la lehliu, ne-a cântat cântecul tatei și al meu. Și-au plecat tolteni. Am plâns cu fața în palme. Ajungând la lehliu, frânarul ne-a spus. He, v-a plăcut? Acum stați puțin, o să plece îndată un tren mixt spre Ciulnița. Am să vorbesc cu unul de-ai mei să vă ducă acasă. Da, noi nu suntem din Ciulnița și nu vrem să ne ducem acasă, spuse Știrbu. Ah, asta e altă căciulă. Da, de un sunteți și un vă duceți? Suntem de la hagieni și ne ducem în lume. În lume? Mm. E, asta e ceva serios. După cât se vede, nu glumiți. Haideți cu mine. Nu ne dați pe mâna jandarmilor. Ferească Dumnezeu. Și eu sunt de ea care vor să vadă lumea și am plecat de acasă când era mai mic decât voi. Așa că aș vrea să văd cum vă pot fi de folos? Cu siguranță că nu de prea mult bine ați plecat de acasă. Câinele nu fuge de îmbucătură, ci de zburătură. Lipsiu o clipă, se întoarse în gândurat și se îndreptă cu noi alături către cârciuma de lângă gară, unde stătea dejugată o mulțime de căruțe țărănești. Acolo soarta noastră se hotărâ de la sine, în felul cel mai neprevăzut. Cârciu mai era plină de oameni care se întorceau de la un târg mare. De îndată ce intrarăm, privirea lui Știrbu se încrucișă cu a unui țăran tânăr așezat cu o femeie frumoasă la o masă în fund. O clipă au rămas amândoi așa, ca fermecați de propria lor privire. Pe urmă, omul se plezni cu palma peste picior și strigă cu un glas de întoarse toate privirile mușteriilor spre el. Măi, o nele, fă mai curând mă așteptam la moarte decât să te văd pe tine aici. Ionel, noi îi ziceam știrbu, pentru că știrbierea se apropie sfiu, o sărută dreapta omului și începu să plângă înfundat. Nu mai plânge, făcu celălalt. Uite pe nevastă mea, Lina. E frate mi închipuieți, zise el către femeie. Ionel sărută și el mâna femeii, care îl cuprinse cu brațul de mijloc și îl mângâie până ce tăcu. cine sunt oamenii care scutine? cu tine?" îl întrebă frate său. Păi, uh... <coughs> răspunse frânarul, acum dacă și-a găsit neamurile, eu nu mai am niciun rost. Da un pahar de sănătatea voastră aș putea bea. Ne-am așezat la o masă. Puțin după aceea, Toată lumea aflasă despre isprava noastră. Povestea ciulinilor! Făcu fratele lui Ionel cu fața întunecată. nu nici vina copilului, nici a părinților. Toată țara de la Dorohoi la Vârciorova nu-i decât un bărăgan pe care se plimbă cu biciul în mână, ciulin veni noșdan altfel. Ăia-și ciulinii pe care trebuie să-i stârpim, dacă nu vrem să ne vedem printre alte nenorociri copiii plecând de acasă și pornind în lume. Prea vorbești tare, Costache! Își obtine vasă sa, aruncând neliniștită priviri în jur. Nu crezi că e vremea să o pornim? Ca ești destul de odihniți. Costache se ridică plin de sănătate, vânjos, oacheși bine. Îi scăpărau ochii de mânie. Haidem! Apoi, punându-mi o mână pe cap, Vii și tu cu noi în Vlașca? făcu el cu blândețe. Și acolo ciulinii țin locul cel mai bun la soare, dar măcar o să te învăț ca și pe Ionel meseria de căruțaș. O să ajungeți și voi într-o zi să faceți căruțe pentru țărani și să vă duceți să le vindeți la târg, ca mine. Și o să vedeți și țara și durerile ei. Așa că m-am dus cu Costache, cu nevastă sa și cu Ionel, în județul Vlașca. Comuna se numea Trei Sate. Am ajuns într-o dupămasă rece, posomorâtă, ploioasă, rupți de oboseală și uzi până la piele, cu tot sacul pe care fiecare dintre noi îl pusesem pe cap și pe spinare. Era aproape noapte. Am priceput totuși de unde îi venea numele sa de Trei Sate. Erau într-adevăr trei cătune despărțite de două gârle care se întâlneau drept în fața primăriei comună săracă. Casele acoperite cu suf putrezise se îngropau în pământ. Le înconjurau niște garduri nenorocite dintr-o împletitură de mărăcini, care nu le puneau la adăpost de nepoftiți. Nu ne-a primit, cum e obiceiul, o liotă de câini furioși. Li se auzea lătratul răgușit de sub niște căpițe de fân, turtite de ploaie. Și iată-ne la costache acasă. Casa era a lui socru său, Toma Rotarul, meșteșugar vestit era așezată la malul uneia dintre cele două gârle, un șir lung de odăi și de ateliere de fierărie și caretărie. Venirea noastră stârniu un tărăboi asurzitor. Curtea mare și plină de noroi, cufundată în întuneric, răsuna de strigăte de bărbași și de femei, de țipete de copii și urlete de câini nebuni de bucurie. Cei mari se sărutau, copiii scotoceau prin căruță, câinii săreau pe noi și ne murdăreau și numai decât atenția familiei se opri asupra noastră, cei doi străini. Da voi cine sunteți? Ne întrebară cei patru ucenici care tași. Le răspunse știrbu. Eu sunt Ionel, fratele lui Costache, și el mie ca și un frate. E Matache. Și de unde sunteți? De pe ea, Lomița. Și rămâneți la noi? Rămânem, o să învățăm să facem căruțe pentru țărani și o să ne ducem să le vindem la târg, cum face Costache. Mai e până atunci, făcu în râs un ucenic. Intrând în casă, claie peste grămadă cu câinii după noi, mă uitam la focul minunat, aproape înăbușit din vatra fierăriei nimerirăm într-o tindă mare, care ușor putea cuprinde 12 oameni și de unde câinii fură îndată dați afară de bunica, furioasă de îndrăzneala lor. Îi ziceau, bunica, doar pentru că ținea în brațe un băiețel de vreo trei anișori, singurul copil al tinerei perechi. Altminteri, deloc bătrână, nevasta lui Moș Toma părea să fie până casei întregi, pentru că la ea se duceau toți pentru toate celea. O găsire așezată în fața vetrei cu micuțul în poală, povestindu-i unul din basmele noastre care nu se mai sfârșesc și pe care îl tot schimba după închipuirea ei. Și zmeul cel rău striga, Un tăciune și un cărbune, taci, băiete, nu mai spune!" Și atunci făt frumos zicea, Un tăciune și un cărbune, spune, băiete, spune!" Copilul o întrerupse. Da, de ce nu lucidea făt frumos pe zmeu? Pentru că atunci basmul s-ar sfârși și bunica n-ar mai avea ce să-i povestească lui pătruț. Îi răspunse tată care intrase să-l sărute și să-i dea o păpușă frumoasă cumpărată de la târg. Apoi soacră i la ureche. Da cu Dorița, ce mai e? Cum știi, lacrimi și iar lacrimi o fată așa frumoasă ca ea. Parcă n-ar mai fi și alți băieți pe lume. Asta nu-i la poruncă, știi și dumneata atâta lucru. Am priceput de aici că în casă mai era și o fată frumoasă, care nu ne ieșise în întâmpinare și care plângea pentru că fusese părăsită. Am aflat curând toată povestea, pentru că ne-au povestit-o din fira păr ucenicii, la fierărie, unde ne dusesem să ne cunoaștem mai pe -ndelete. Știrbu a întrebat făcând pe istețul. Cunoaștem va să zică pe toată lumea de aici, afară de Tudorița, o fi bolnavă. Mai mult nu le-a trebuit. no, no, no nu, no, nu-i bolnavă! Se repezi un roșcovan vorbăreț. Plânge pe ascuns, pentru că tănase cu care trebuia să se mărite s-a logodit cu o tărătură, bună, stana, care și acum se ține cu boierul nostru. A și rămas borțoasă cu el dar bietul tănase are multe guri de hrănit, părinții bătrâni, frați mici și sunt datori vânduți la boieri, care acum, dacă tănase vrea să o ia pe stana ca să o scape de rușine, îi iartă de toate datoriile. Bale mai dă și pământ și vite. Păcat de tănase, că-i băia de treabă. Îi pare rău și lui, dar n-are cum face altfel. Uite, de asta se ascunde Tudorița și plânge cât e ziulica de lungă. La masa de seară, numărând gurile adunate în jurul mesei lui Moștoma, văzui că se puteau măsura cu cele ce cereau de mâncare lui Tănase. Eram 12. Cu Tudorița pe care o ruga în gura mare să vină la masă, eram 13 și mai era și gurița lui Pătruț. Pentru că Moștoma mai avea un ginere, pe Dinu, care luase pe fata lui de-a doua, pe Maria, și care era rotar. Asta însemna într-o singură gospodărie trei familii înhămate la aceeași treabă, dar treaba asta nu părea să îmbogățească pe vreunul dintre ei. Din potrivă, faptul că n-aveau slugi nici muncitori în toată firea, precum și economia aprigă ce domnea în casă, dovedea mai curând că gospodăria asta mare trăia în strâmtoare așa că am prețuit cu atât mai mult jerfa pe care oamenii aceștia de treabă o făceau primindu-ne, pe Ionel și pe mine, fără să cârcânească. Unde mănâncă 12 ori mânca și 14? zisese bunica după ce se sfătuiseră cu toții despre sosirea noastră neașteptată. Și pe urmă adugă Costache. Sunt atâtea de făcut pe lângă casă, vitele, atelierele, gospodăria. O să scoată ei cu vârf și îndesat bucata de pâine. Și unde mai pui cât de bine le va prinde peste câțiva ani, când vor fi învățat o meserie? Ce vreți? Nu puteam să-i las în mijlocul bărăganului, unde rătăceau ca să se ducă în lume. Nu poți face una ca asta unui câine, mama ei de țară de ciocoi! Costache se înfuriase. asta e povestea ciulinilor adevărată, Ciulini ciocoi, ciulini călăi! Lepra asta tot puternică, care bântuie peste toată țara, prea răbdătoare, ajunsă toată un bărăgan. A mia oară mă întreb, cum se face că nu simte cojanul în ciulinilor ăsora care îi pătrund în tindă, îi sar în spate, îi suc și ultima picătură de sânge? Cum de nu -i se urcă furia la cap și nu dă foc la toate buruienile astea care îl dau afară până și din cocioaba lui? n-auzisem pe nimeni până atunci vorbind în felul ăsta și nu mai puteam de mulțumire. Și ei l gândeau pe semne la fel cu Costache, pentru că niciunul nu părea să fie împotrivă. Părinții, arătând îngrijorați, păreau convinși dinainte. Dinu, blond și cu privirea cam bleagă, stângaș din fire părea să asculte cu un respect morocănos. De-al era și foarte tânăr și deloc dezghețat, lucru ce se vedea lesne. Cât despre cele două neveste tinere, Lina și Maria, rămăseseră cam nepăsătoare, fiecare cu ochii plini de dragoste la bărbatul ei. Cei patru ucenici arătau mult mai mult interes pentru discuție. Ei șușoteau cuvinte pe care urechile celor mari nu le puteau prinde. Roșcovanul mai ales era dracul gol, așa mărunt cum îl făcuse maică sa. Îl chema Ilie și n-avea pe nimeni pe lume. Dintre ceilalți trei, doi mai aveau puțin și ieșeau lucrători. Își dădeau multă silință să arate serioși. Cel din urmă era un mâncău, care vorbea puțin și muncea ca un cal, după câte se spunea. Toți patru păreau foarte legați de casă, țineau mai ales la costache, căruia îi ziceau stâlpul gospodăriei. De asta îi sorbeau cuvintele și îi împărtășeau mânia. Mai era cineva care l-auzise și l-a probat pe Costache. Tudorița. Nu ne așteptam să o mai vedem în seara aceea, dar o ușă se deschise încetişor și apăruia. O fată plăpândă, cu ochi mari, cercănați, gura ca o cireașă, privirea cutezătoare și foarte curățel îmbrăcată, aproape frumos. Spuse bună seara cu glas sigur, își trecu mâna peste părul negru, ne aruncă nouă, elor nou veniți, o privire scurtă, și se duse să se așeze între tatăl și mama ei. Apoi, cu o voce în care tremura revolta, Ai dreptate, nenecostache," zise ea, să vrei să dai foc cuiburilor ăsora de vipere de care e plină țara. Dacă o veni ziua aia, te poți bizui și pe mine." Merita să o vezi pe Tudorița în clipa aceea. Și dacă e adevărat că un băiat care n-are încă 15 ani se poate îndrăgosi de o fată mai mare decât el, ei bine, în clipa aceea m-am îndrăgosit de Tudorița. Moștoma o luă de mijloc și o trasă la el. E, nu e bine să fii atât de mânioasă, îi zise el. Trec toate, trece și o dragoste înșelată. Și apoi, tănase, nici nu face de tine. Ba da, face. Îl iert pe el, dar de acum înainte am învățat să urăsc. Și crede-mă, am să dau și eu foc la partea mea de ciulini, că le-am simțit înțepătura. Mama a făcut celorlalți semn să tacă să nu supere mai mult. Atunci Lina și Maria își plecară capetele pe umerii bărbaților lor, închizând ochii, ceea ce văzând, tu să întrebă tristă. Dar eu... Oi mai avea eu parte de un umăr de bărbat iubit să-mi las capul pe el? În seara aceea, toți le-am dus la culcare cu o apăsare pe inimă. După vremea rea care ținuse toată săptămâna călătoriei noastre, de dus soarele câteva zile și cei din trei sate se hotărâră să-și culeagă porumbul. Fiecare familie își părăsind de lenicirile obișnuite și toată comuna, bărbați, femei, copii, bătrâni, vite, câini, pisici și chiar câțiva purcei, se năpustiră pe câmp. Pe ogoarele lor cei puțin la număr, care aveau și care se puteau lipsi de pământ de la boieri. La ale boierilor mai întâi, cei nenumărați, săraci lipiți pământului, care nu se semănau decât pe ogoarele date de boieri cu un voială și una dintre aceste învoieli era că recolta boierului trebuia strânsă întâi. Priveliștea culesului ăsuia nu fu lipsită nici de tristețe, nici de veselie. Întâi de tristețe, pentru că anul fusese secetos. La anul de porum care de obicei ascundea călărețul cu cal cu tot, lăsa acum să se vadă și capul cu legătorilor. Cât despre știuleți, despre boabe, țăranii le ziceau ofticoase și se arătau tare nemulțumiți. Ei, nu numai că nu o să avem ce vinde și deci ni să plătim din datorii, dar nu o să ne ajungă mălaiul nici măcar până în postul mare. O să murim de foame iarna asta și noi și vitele. Cu fața zbârcită de amărăciune, cojanul cântărea în palmă știuletele, îl privea lung, îl mirosea și se văicărea. Erau niște bieți nevoiași, blășcenii ăștia, la fel cu ai noștri de pe Ialomița. Slabi, numai piele și os, cu fruntea brăzdată de tineri încă, privirea tulbure nebărbieris cu săptămânile. Pe cămășile lor, lungi până la genunchi, nu mai puteai număra peticele. Pantalonul nu era decât o grămadă de zdrențe. Desculți cu capul gol, adevărați cerșetori, Mă durea sufletul pentru ei de parcă mi-ar fi fost toți neamuri. Nevestele lor, dacă treceau de treizeci de ani, păreau bătrâne. Zorite de munca asta care trebuia făcută repede, cele care alăptau lăsau copilașul în seama unui frățior, în mijlocul porumbiștei, unde urla să-și dea sufletul. Veneau câinii și le morfoleau scutecele murdare, îi lingeau pe obraz. Atunci el mare apuca pruncul de o mână și pornea cu el în căutarea mamei, târând păpușa vie după el ca un pachet și zicând, Uite-l, mama, uite-l! Nu, nu mai veselă nu era viața în surățeilor. Tineretul, în schimb, petrecea în fiecare zi ca la nuntă. Strigă-te, cântece, râsete, sărutări, păcăleli, bluze roșii ca focul, galbene ca lămâia, verzi albăstrui care pline cu știulez de porumb și pe deasupra tuturor, soarele strălucitor. Sub privirile înflăcărate de patimi, îndrăgositele alergau una după alta, săltându-și sânii vârtoși. Cu mai mult folos alergau flăcăii care striveau sânii ăștia vârtoși la piepturile lor vânjoase. Se zbăteau ca să se simtă și mai bine și se împotriveau de ochii mamelor, care nu erau mulțumite, dar n-aveau ce face. Pisicile și câinii vânau șoareci, care se iveau de peste tot. Purcelușii zburdalnici cu jujeul de gât fugeau cu câte un știulete de porumb în gură și codița încovrigată. Numai vitele de povară, ca și oameni insurați, nu aveau nicio parte din bucuria culesului. Rumegau nepăsătoare, același cocean uscat, cu aceeași melancolie, așteptând ceasul înjugatului pe ogorul lui Moștoma domnea aproape aceeași nepăsare. Erau toți oamenii însurați, iar Dudorița, dacă era nemăritată, era și nefericită. Îmbrăcată cu o bluză și o fusă cu desene mari, în culori izbitoare, cu un tulpan al ca pe cap, culegea știuleții cu o iuțeală de mașină, fără să-i scape unul, cum fac toți muncitorii buni. Coșurile se umpleau văzând cu ochii se duceau și le goleau în car, în care porumbul strălucea în soare ca aurul. Știuleții nu desul de uscați erau legați doi câte doi cu pănușele lor împletite și îi agățam chiar și de coarnele boilor când plecam spre sat. Tare mult îmi plăcea să mă aflu aproape de Tudorița, pentru care m-aș fi aruncat și în foc, dacă asta i-ar fi potolit puțin durerea. Ea, care își dădea seama de dragostea mea de câine, se simțea bine cu mine pe aproape îți un dragă, mă Tu așa crezi. Cu atât mai bine pentru mine. Mă simt atât de singură. Dar ce-aș putea să-ți doresc tu, Doriță? Să crape satana sau să ia lumea foc. Era destul de greu să vezi împletindu-se o atare dorință, pentru că rivala ei parcă era un bujor frumos și zburda ca o iapă, aproape de tot de noi, pe pământul boierului. Iar cât privește lumea pe care tu doriți a voia să o vadă arzând, lumea asta trăia și mai bine decât stana. O vedea în conacul ei frumos, numai zidărie și lemn de stejar, cocoțat pe coasta dealului cel mare care domina satul. Cu hambarele pe care cu toată seceta le umpleau cu porumb, cu grajdurile pline de vite, cu o grada mișunând de păsări și cu argații puzderie care umblau toată ziua între ogoare și conac. Cu care trase de vite bine nutrite. Mai avea până să ardă lumea asta care răpise tudoriței pe tănase al ei și o făcea nefericită. Toată comuna împărtășea durerea tudoriței. Toată comuna o ura pe stana. Nu atât pentru că se purta ca o târătură, ci pentru că, o crotită de boier, iubitul ei puternic scăpase de mizerie și ajunsese aproape o cucoană. Asta mai ales le usura rău pe cu metrele din sat. Asta n-aduce noroc!" ziceau ele ca să se răcorească. Tănase n -o iubește. Tănase-o iubește pe Tudorița." Așa era. Într-o seară, la moș, Stoian în Cârciumă, îl auzisem pe Tănase cântând un cântec la modă pe vremea aia și despre care ai fi zis că pentru el fusese făcut. Vin să te sărut pe Gene, Tudorițo nene." și pe ochi și pe sprâncene, tu doriți o nene. Ia seama tănase să nu te audă stana, îi strigase moș Stoian. N are de că să mă audă, răspunse el și red, făcându-se că nu-i pasă, cu toate că, de fapt, toată povestea asta l mâhnea. Alal <gânt> -al căsnicii o să mai face și voi, zise în râs un țăran. Ei, și ce?" Sări se tănase cu muștarul în nas. Nu nimic." Făcuse celălalt muindu-și vorba. Oam numai să spun că ai să fii nenorocit." Bine, bine, milostivule." De tănase se temea tot satul, ba chiar și cei din împrejurimi. Bea puțin, se mânia repede, lovea al dracului când îi pica în palmă careva. Părea blând cu toate astea, dacă te luai după ochii lui visători, după gura numai zâmbet, după mișcările moi. Într-o altă zi am avut plăcerea de a sta de vorbă cu el. Era pe vremea curatului porumbului. Moș Toma avea un fel de batoză de mână, o mașină de curățat porumb, pe care nu putea să-și o cumpere fitecine așa că o împrumuta cu dragă inimă, pentru că îl durea, cum zicea el, în vremea mașinilor să-i vadă pe țărani vârând știuleții în sac și bătându-i cu ciomegile, iar pe urmă să-i cure cu mâna, ca pe vremea lui Pazvante. Și, plecată din curtea lui, mașina trecea de la un bordei la altul, de parcă ar fi mers singură, îți venea să zici, ca o prevestitoare de vremi mai bune ca să nu strice oameni nepricepuți, moștoma trimitea în fiecare zi un ucenic să vadă cum merge și să-i sfătuiască pe săteni să nu o înfunde prea tare, nici să îngăduie copiilor să o învârtească goală sau să bage cu în ea. Ca să știi unde se află, te ducei după zgomot, pentru că mașini de felul ăsta doar popa și primarul mai aveau, dar ei nu le împrumutau niciodată, firește. Și așa s-a întâmplat că într-o bună dimineață pe mine m-a trimis moștoma să văd unde-i batoza și cum merge. Am dat peste ea la tănase, lucrând de zor și speriind găinile. O soră de-a lui tănase turna știuleți cu măsură și doi frați învârteau la manivelă pe rând, iar un frățior, nu mai mare decât o ciubotă, făcea tărboi să lase și pe el să învârte. Alți doi frați și două surori, șezând în jurul unei albi pline cu știuleți, luiau curățând cu mână. O soră muncea cu maică-sa, iar prâslea se lăfăia în brațe la tată -su, care suferea de un reumatism cronic, lucru care nu îl împiedica să toarne la copii. Anu și Găvanu. Alți trei băieți lucrau la Giurgiu. Cel mai mare din familia sa de iepuroi era bietul Tănase. Muncea cât patru când am ajuns eu acolo, era plin de praf și sudoarea curgea de pe el în broboane mari. Sunteți ca mulți, am zis eu așa, ca să nu tac. Da, la masă, un sac de mălaie la trei zile. Mai iute decât poți face rost de el. Apoi, tu ești la care ai pornit cu Ionel după ciulini? Eu, pe bărăgan mori de foame. Peste tot e bărăgan, peste tot mori de foame. Cum mă pregăteam să plec, m-a dus până la poartă. spune lui Moș Toma că-i trimit mâine mașina, curățată, unsă, în regulă. Nu mai are nimeni nevoie de ea. Și adugă încet și spunei i Tudoriței că nu uit deloc. Le-am spus ce aveam de spus la amândoi. Pe urmă ne-am întors cu toții la viața animalică pe care o duceam ca tot țăranul român. O toamnă nemiloasă căzu asupra noastră, înainte ca să fie apucat cineva să strângă o cleișoară cât de mică de ciucălei de pe câmp. Ploaia vigilioasă amestecată cu lapoviță, făcut din lumea asta o mocirlă înghețată. Gârlele veniră mari, câmpiile și satele fură înnecate. Nici urmă de drum, nu mai o mlaștină cât vedeai cu ochii. Ferice de cei care aveau cu ce să se încălzească și care puteau sta în dărâtul ferestrelor bătute de vânt, de ploaie și de noroi. În trei sate, în afară de țăn și de schilozi, nu erau decât vreo 12 dal de ăștia de prea fericiți. Toți ceilalți stăteau afară, de la copil până la bunic. Și viața lor nu mai avea nimic omenesc în lupta asta pentru un pum de mălai și o surcea de aruncat în foc. Pe un cer pământiu de fi zis că sfârșitul lumii, vedeai le mișcând ca broașele țestoase peste o goare, pe drumuri, pe un pământ blestemat de Dumnezeu cu toată ura de care e în stare. Care prăpădite, vite prăpădite, oameni care nu mai arătau a om, nu treți numai noroi. Nici o milă de nicăieri, nici în cer, nici pe pământ. Și aveam totuși nevoie de mila cerească și de mila omenească, pentru că se împotmoleau carele și se răsurnau, cădeau vitele în genunchi și cereau îndurare. Pentru că oamenii băteau vitele și se băteau între ei, pentru că putrezeau cocenii în băltoace și trebuiau cărați snopii cu spinarea de către copii, bărbați și femei pentru că bărbații, femeile și copiii ăștia arătau ca niște ghemotoașe de zdrențe și de noroi, bulgări de pământ gâfâind în bătaia unor inimi de prisos. Ăștia erau țăranii români în toamna lui 1906. În popor beția din mizerie se naște. Românul nu-i bețiv. Bea când e nenorocit. Bea mai ales când simte cuțitul la os, cuțitul mizeriei. Atunci nu-l mai recunoști. Din sfătos și bun cum e din născare, devine brută, nici crima nu-l mai sperie. N-a fost nicio crimă în toamna aia la trei sate, dar au băut țăranii tot ce aveau și ce n-aveau. N-am văzut niciodată un sat aproape întreg, pus cu de atâta deznădejde pe băutură. La noi de obicei nu se bea decât duminica. Îndată ce au terminat cu căratul acela îngrozitor al cocenilor, s-au apucat să bea în fiecare zi căratul ăsta nimeni nu putea să-l uite. Pe bună dreptate, jumătate din comună căzuse bolnavă. Mulți au murit, mai ales copii. Au fost sărani care și-au văzut vitele prăbușindu-se în jug. Și tot prăpădul ăsta ca să vadă, până la urmă, că le muce mucegăiau, le putrezeau cocenii. Prin staulele celor care se bizuiau doar pe coceni, foamea făcea prăpăd. De asta i apucase pe toți nebunia. Către începutul lui noiembrie, o delegație de țărani îl rugă pe primar să meargă la boier. Să ne împrumute și nouă puțin treți că are! Vinde în fiecare săptămână cu vagoanele. Primarul, omul boierului, îi bruftului. Să vă împrumute, să vă împrumute! Cum nu merge ceva? Hop la boier! Să ne împrumute! Parcă boierul ar fi Dumnezeu! Descurcați-vă și voi, pusii, ce dracu!" Și să nu vă mai priv, vorbim despre ce face boierul cu avutul lui. Dacă vin de nutreți, treaba lui!" S-au dus cojanii singuri la curte, dar boierul, care era și deputatul județului, tocmai plecase la București, în noaptea aia. Logofătul îi primi și mai rău decât primarul. Îi înjură urât de tot și puse pe argat să-i gonească știau acum la ce se puteau aștepta dinspre partea asta și dinspre a lui Dumnezeu de asemenea. Nu le mai rămânea decât băutura, mare mângâiere dată și de Dumnezeu și de lege. Numai băutura putea să împace pe toată lumea. Numai pe femei nu. Femeile plăteau pentru toată lumea. Pentru bărbat, pentru Dumnezeu, pentru lege, pentru boier, pentru lipsa de nutreți și chiar și pentru vremea rea. În fiecare seară puteai vedea în bezna ulițelor desfundate câte o nevastă, o mamă, o soră târând spre bordei câte un țăran care se prăvălea la fiecare zece pași. Femeia cădea după el în noroi și mai primea și câțiva ghionți zdraveni. Și acasă o așteptau alții. Dimineața aducea totdeauna pocăința, pentru că, în fond, bărbatul nu era chiar o brută. Atunci ajuta la gospodărie. Vedea de vite căra apă și își petreceau bună parte din zi, alegând cocenii, arzându-i pe unii, punându-i la uscat pe alții în jurul sobei. Casele de obicei curate ajunseseră ca niște grajduri. Noroiul și mucegaiul duhneau peste tot, până și pe mese. Nici în iad nu poate fi mai rău, Dumnezeule! se jeluiau femeile. Oploșit lângă foc, cusându și o opincă, bărbatul răspundea. Ar trebui într-o bună zi dat foc la toate conacele și chiar și bucureștilor. Dar asta nu putea face nici singur, nici atunci. Cel mult putea să ia drumul cărciumii, ceea ce și făcea către seară, când plictisea la presimțirea viitorului întunecat și câțiva vecini la fel de nenorociți ca și el, se opreau în fața porții și aduceau aminte că a venit ceasul parigoriei. La moștoma sau la caretaș, cum li se mai zicea, nu era mai multă bunăstare. Nu-i amenința foamea, e adevărat, dar lipsa de bani pentru plata datoriilor era aceeași, mai ales în anul ăsta de secetă, în care prea puțin săteni simțeau în stare să-și comande o căruță nouă. Nici reparațiile de toamnă, destul de multe altădată, nu mergeau mai bine. Așa că mai mult stăteau de pomană, trăbăluiau în jurul vitelor, pălăvrăgeau și făceau floricele. Moștoma și cei doi generi ai lui, cu toate că erau oameni cumpătați, se duceau totuși la cârciuma lui Moștoian, care era lipită de fierărie, să-și omoare vremea. Femeile rămâneau acasă, că aveau totdeauna ceva de făcut. Și noi, ucenicii, ne aflam întreabă, adăugând la un pic de lucru multă pierdere de vreme. Cele mai desi ori îmi plăcea să rămân singur, pentru că străinul tot străin rămâne, și în sat ca și în familie. Când se supăra cineva pe mine, îmi zicea că s iepure de peste nouă hotare și îndrugau cui voia și cui nu voia povestea cu ciulinii. Ni au adus pe șchești ciulinii! Nu o spuneau cu răutate, dar mă durea totuși. Eram un băiat adunat de pe drumuri, de milă. Lucru care nu-ți face plăcere să-l auzi spunându-ți-se când ai 15 ani și ai înghițit destule amărăciuni. Lucrul ți se așează la inimă, unde te umfli și îți vine să plângi când îți aduci aminte de cocioaba din lăteni și de mama care e moartă și de tata pierdut în lume. Cu știrbu era altceva, era la ai lui, așa că începuse să mă și uite, să se îndepărteze încet încet de mine. În schimb, câștigasem inima Tudoriței, pentru că ea era singură cu nenorocirea ei. Devenisem duhovnicul ei după ce plângea. Și plângea destul. Tânase cu tot crâmpeiul de speranță pe care ea îl mai nutrise, se însurase cu stana. Rușinoasă nuntă, spunea satul, cu toată prezența domnului administrator, naș fără voie al noilor căsătoriți. La nunta asta au putut fi numărați pe degete țăranii pe care îi îndrăgea boierul, fruntașii satului, singurii care nu duceau lipsă de nimic. Erau cam o duzină. Când nunta ieșea tocmai din biserică, câteva glasuri din mulțime îi pomeniră stanei de legăturile ei nelegiuite cu călăul satului și un băiețaș bătut toba pe o oală spartă. Eram și eu în duminica aia printre ceilalți, să-l văd pe tănase alături de femeia căreia ai ziceau târătură. Era de plâns sărmanul prăpădit, neîndrăznind să se uite în fața nimănui. A fost și mai de plâns a doua zi, luni dimineață. Eram în fierărie, Costache și cu mine, făcând puțină rânduială printre scule, când l-am văzut în haine de nuntă, ducându-se de-a dreptul la cârciumă. A trecut pe sub ochii noștri fără o vorbă, cu capul în jos, și cu toate astea ținea la noi. Costache era prietenul lui cel mai bun. Nu ne-a văzut, zise Costache. Trebuie să fie tare amărât. Hai după el. Cârciuma mai era goală. În odaia din fund, moș și și Tănase, în picioare amândoi își turnau în păhărele, fără să scoată o vorbă. M-am tras de o parte într-un colț, cu o pisică în brațe, ca să nu-i tulbur, dar multă vreme n-au deschis gura. Tănase era stacojiu la față. Te înspăimânta, L-am văzut pe urmă cum și-a scos de la cheutoare beteala și floarea de lămâiță și l-a lăsat ușurel să cadă sub masă. S-a făcut, zise el apoi cu voce spartă și oprindu-și privirea la costache. Acum târâtura mea nevastă. Așa a vrut Dumnezeu, făcu Mostoian. Câinele a vrut, izbucnită nase, dar câine să fiu ca el de nu i, o -i face eu una zilele astea. Ai să-ți găsești tovarăș, zise Costache. Un județ întreg. Sunt destui tănase care au trebuit să se însoare cu alte stane. Mânii de-astea izbucneau adesea în prăvălia lui Mostoian, pentru că negustorul nu trea și el amărăciuni împotriva proprietarului și ținea cu țăranii. Dar într-o zi, Mânia oamenilor s-a auzit și dincolo de zidurile cărciumi. Era într-o duminică spre sfârșitul lui noiembrie. De câteva zile bântuia un ger crâncen care ardea ca focul și făcea din oroi cremene. Niciun un fulg de zăpadă să apere semănăturile de groaznică arsură. Despre asta vorbeau înspăimântați sărani adunați mult înainte de amiază în fața cărciumii. Duminica nu se deschidea decât după liturghie. Se făcuse în felul ăsta o lege, pentru ca țăranii să fie siliți să se ducă la biserică măcar duminică dimineața, când era cârciuma închisă. Dar oamenii tot nu se duceau și lăsau slujba în seama câtorva babe surde. Veniseră și se rezemaseră cu spinările de obloanele trase ale lui Mostoian, așteptând să se închidă biserica și să se deschidă cârciuma. Pe un soare care făcea să sclipească chiciura de pe salcâmbi, tineri și bătrâni gătiți de sărbătoare caragios, cu câte un brâu stacojiu cu chipuri întunecate, stăteau strânși grămadă când cu furios popa. Sunteți niște derbedei!" le strigă el. Mă mir că nu vă trăznește Dumnezeu!" Ne trăznește el zău, da, pe aici trăiesc unii pe care cerui ferește de rele?" răspunse repede unul. De-abia atunci am băgat de seamă că printre noi se afla un necunoscut, un târgoveț, un om tânăr cu pălărie. El îi răspunse popii și făcuse pe tot să îi zbugnească în râs. Da, da, făcu el. Pe voi țăranii și pe noi muncitorii de la orașe, Dumnezeul popii ăstuia ne trăznește în fiecare zi. Cu o foamete pe capul oamenilor și a vitelor, cu geruri ca ăsta care distrug ogoarele cu furtunica acele de luna trecută care omoară oameni și vite de-a lungul drumurilor, cu secetă, cum a fost cea de-a distrus recolta de anul ăsta. Astea străsnetele! Dar ar trebui să ne întrebăm, de ce n-a fost și proprietarul vostru atins de vruna dintre nenorocirile astea? De ce splim nehambarele lui și vitele neatinse? De ce fulgerele cerului nu-l duc și pe el la mizerie, și nici pe popă, și nici pe primar, și nici pe alți câțiva? nu e așa că i cazul să credem în mila cerească și în paratrăsnet? Necunoscutul plimbă o privire inteligentă și întrebătoare peste capetele oamenilor. Să te la probară cu strigăte, apoi vrură să știe cine era. Sunt de la București, răspunse el. Și muncesc cu brațele ca și voi, dar știu care mi-s dușmanii. Nu-s nici trăznete, nici Dumnezeu. Sunt proprietarii de la sate și de la orașe, care ne duc la sapă de lemn, chiar și în anii de belșug. Pentru noi, belșug nu-i niciodată." Scoase un pachet de broșuri și începu să le împartă. În asta," adăugă el, puteți citi lucruri pe care trebuie să le știe oricare cetățean." Este Constituția țării, sau mama legilor noastre? Scrie că aveți dreptul de a vă aduna, de a scrie și de a vorbi, și, de asemenea, că un om nu poate fi ținut aresat mai mult de 24 de ore. Nici nu îi se poate intra în casă fără mandat de la judecătorul de instrucție. Astea sunt drepturile voastre pe care trebuie să le cunoașteți și să cereți să fie respectate. Apoi trebuie scucerite alte drepturi, în primul rând, votul universal. Eu o adevărată bat jocoră ca la alegeri 50 de țăra să aibă un vot și un popă tot un vot. Și pe urmă, trebuie să cere să vi se dea înapoi pământurile de care ați fost jefuiți. Așa e, așa e, strigară răcojanii. Vrem pământurile noastre! Care e la care împarte pământurile? se auzi atunci o voce acră. Era jandarmul. Eu nu-mi par decât Constituția, domnule. Pământul, țăranii trebuie să-și lea singuri. O să vedem noi acum cine are de luat, zise jandarmul înhățându-l. Cu primul fulg de zăpadă veni să se lipească pe fereastră, veni și liniștea Tudoriței. Băgarăm de seamă și unul și celălalt într-o dupamează, când ea broda lângă fereastră și eu descurcam o grămăjoară de fire de lână de mai multe culori. Ninge! Ninge! strigă ea bătând din palme ca un copil. O să avem un Sfântu Nicolae cu barbă albă. Și reluându-și lucru fredonă timid. Cine te-a făcut pe tine, Tudoriță, nene? Așa înaltă și subțire, Tudoriță, nene! De la sosirea mea în casa asta era prima dată cu auzeam cântând. Și-a dat ea singură seama. Oh, Doamne! Totul se uită în viață. Oftă ea. Mai auzit, Matache? Credeam că am să mor și iată-mă cântând. Cu atât mai bine, făcui. Trebuie să-ți pară bine să te știi, așa cum zice cântecul, înaltă și subțire. Se uită la mine. Să nu te apuci să te îndrăgostești de mine, Matache. Făcuia veselă și puțin în zeflemea. Și de ce nu? Da, așa -i. De ce nu? Păi, pentru că n-ai decât 15 ani. Dar într-o zi ai să fii un flăcău frumos și o să te iubească tu dorițele de atunci. Aș vrea să fii tu aia. În ziua aia, dragul meu, eu o să fiu de mult nevastă și mamă. Totul va fi sfârșit pentru mine. Copilaș veșnic murdar, o soacră veșnic arțăgoasă, or să strige toată ziua după mine. Un bărbat care nu o să mă iubească, o să-mi spună că s-o îngălată și poate că să mă și bată. Atunci de ce te grăbești să te măriți de la 20 de ani? asta e soarta noastră, Matache. Mergem la măritiș ca la moarte, tot iubind. Atunci n-ai de ce pismui soarta stanei. O să bată și pe ea în curând, pentru că tănase nu iubește. Tudorița rămase o clipă pe gânduri cu privirea pierdută. nu același lucru, dragul meu, Stana e o stricată, un pui de lele care își bate joc și de tănase și de boier și de căsnicie și de dragoste chiar. Ce-i place ei e să ducă o viață desfrânată și să zăpăcească bărbații. Nu o să se încurce ea cu copii și bătută, nu o să se lase. Cât să pismuiești soarta ei, nu face. Mai bine pe a mea. Tudorița se înviorase, sa fu dată cu fundul în sus chiar de a doua zi de dimineață. Trebuia să înceapă una din cele două curățenii mari ale anului, cea de Crăciun după cea de Paști. Și toată lumea se bucură când amărâta de ieri strigă cu mâinile în șold. Hai, oameni buni, moș Crăciune pe aproape, ia dați-mi cu avarul și lutu, balega de cal, mai repede, mai repede! Bravo, Tudorițo, bravo! o copleșire cu îmbrățișatul, o purtare pe brațe, s-au bătut cu zăpadă pufoasă. Pătruț striga. Un tățune un cărbune! Spune, băiete, spune! Golirăm două odăi și puserăm lucrurile într-o a treia. În mijlocul tindei, trei roabe cu lut galben ca șofranul și una cu bălegar de cal, fură amestecate cu apă caldă. Mie îmi căzu sarcina sa amestec, să calc în picioare lutul în odăile pe care tu să le spoia cântând, de-ți lua urechile. Se gătise cu niște rochii vechi de ale mai si, păru și fața și le acoperise cu totul cu o basma din care nu-i vedeai decât ochii ei frumoși și, înarmată cu o bidinea cu coada lungă, acoperea pereții și tavanul cu stratul acela de var al care-i bucuria și sănătatea țăranului român și pe care îl întâlnești numai în satele balcanice. După ce termină cu spoitul, veni rândul pământului de pe jos. Cât să fumezi o țigară și era neted ca masa din mâinile îndemânatice ale Tudoriței, care îl bătătorea mergând de-a de O săptămână întreagă am dus viață de băjenari, culcându-ne o seară aici, o seară colo, cum se nimerea și mâncând de-a într-o abureală ca la baia turcească, mirosul de var și de bălegar pișcându-ne nările. În sfârșit, pereții, tavanele pe jos, totul ca nou de la un cap al casei la altul. Lucrurile fură duse fiecare la locul lui. Pe jos se așternură scoarsele de sărbătoare, macaturi și ștergare numai fir de borangic fură scoase cu grămada din cufere, ca să împodobească cu dragoste care un pat, care o fereastră, care o oglindă sau o icoană. După care, Tudorița ne interzise să mai călcăm în odeile de zile mari. Aceeași curățenie se făcu cam peste tot în sat, în casele cu fete mari. Și celelalte făcură tot ce le era în putință să-l cinstească pe moș Crăciun, care după puterile lui. Și ce tristețe pe cei care, săraci, lipiți pământului, n-aveau decât oftaturi cu care să sărbătorească nașterea Domnului. Dar fie că ea cădea peste voioșie și bunăstare, fie pe tristețe sfâșietoare, Aceeași ninsoare a căzut fără întrerupere zile și nopți întregi, nepăsătoare la bine, nepăsătoare la rău. Măturată la început, zvârlită cu lopata mai apoi, pe urmă grămădită în lungi troiene, ea continua cu răbdare să acopere pământul, cu giulgiu ei liniștit, înăbușind în același mormânt și strigătele de bucurie și cele de durere. Nu mai vedeai bărbați când vitele la adăpost, nici femei vorbind peste gard. Nu mai vedeai nici copii și nici câini, pentru că zăpada trecea de înălțimea omului. Niciun zgomot nu se mai auzea. Dispăruse orice pată neagră de pe câmp și din sat, înghițită de potopul de albeață. Acoperișurile cu coșuri fumegânde și chiar și ramurile copacilor, dacă se mai zăreau în acest ocean de tăcere albă numai conacul, cu clădirea sa cenușie, luminile severe și mulțumirea ridicată pe mizerii, se vedea azi și noapte, sus pe colină, sfidând un cer negru ca un cioclu și un pământ în agonie. Pe o asemenea vreme a venit și noaptea Sfântului Andrei, în care fata mare și întreabă ursitoarele cine va fi mire. Încercarea ei primejdioasă, uneori chiar macabră. Puțin înainte de miezul nopții, ea trebuie să stea goală-goluță cu părul despletit în fața unei oglinzi luminată de două lumânări. Privind drept în fundul oglinzii, ea vede trecând ursitul, tânăr sau bătrân, frumos sau urât, orășan sau muncitor. Dacă-i mort, îl vede trecând ca un schelet, cu coșugul în spinare, și atunci beata fată cade leșinată. Dacă ursita nu vrea să-i arate limpede în oglindă, fata trebuie să iasă în curte, îmbrăcată numai într-o cămașă și să numere, stând întoarsă cu spatele, nouă șipci de la gard. Pe cea de a noua o înseamnă și a doua zi dimineață se duce să o cerceteze, pentru că bărbatul ei așa va fi. Sănătos sau viermănos, tânăr sau trecut, drept sau cocârjat. Prevăzătoare, Tudorița nu și-a întrebat oglinda, dar s-a dus de a scormonit zăpada cu mâinile și cu picioarele, tremurând mult până să ajungă să descopere a noua șipcă. În afară de ea, nimeni n-a știut cum arată șipca aia. Dar, în schimb, am aflat eu cât era tudorița asta de frumoasă, cu părul despletit, căzând peste cămașa albă, alunecând prin noapte ca o stafie în timp ce eu mă uitam pe fereastră ascultând zăpada căzând cu fâșeitul ei de vată. A fost o iarnă grea. Mai întâi, Crăciunul a fost trist. În fața atâtor vetre înghețate, bucuria celor ce au avut un purcel de înjunghiat a fost searbădă. Și, cu toate că din mila vreunui vecin tot s-a mai găsit câte o ciosvârtă de carne pe masa dezmoștenitului, Crăciunul tot jalnic a fost. După anul nou, foame te-a cu furie. Peste 200 de familii își spreviră hrana până la ultimul fir de mălai. Unii își vândură vitele de muncă, un bou, un cal, vaca cu lapte. Alții, nădăjduind să găsească ajutor, au fost la urmă sili să taie vita care nu se mai putea ține pe picioare. Dar cele mai multe vite muriră de foame, după ce roseseră și ultimul cocean de porumb ieslea și căpriorii grajdului. În fiecare zi vedeai sănii transportând afară din sat un stârv, pe care haitele de câini îl mâncau numai decât. S-a înfiripat după asta o nesfârșită cercetorie. Mai ales a copiilor, care umblau din casă în casă cerând o sită de mălai. Nimic altceva. Mălai! Mălai! Gemiau ei, clătinându-se pe picioare mai mare jalea se dădea a se împărțea iarăși și iarăși. Dar nu erau multe casele care puteau să dea. Cei ce trăiau în îndesulare sau în bogăție, primarul, popa, câțiva chiaburi și mai ales boierul, repede își porțile în fața înfometaților, închizându-se fără nicio milă în bârlogul lor. Boierul, ca mai totdeauna, nu era la conac. Stătea la București dar când era deznădejdea mai mare s-a petrecut un eveniment care l-a atras. Evenimentul a fost apariția pe meleagurile noastre a unei haite de lupi, care simțise răstârvurile aruncate peste tot pe câmp. Vânător pasionat veni să organizeze o bătaie. Țăranii se aruncară numai decât la picioarele lui, implorându-l, smulgându-și părul și căpătară cu chiucuvai, cu câțiva sași de mălai și câteva căpițe de coceni. L-am zărit o clipă atunci, vân jos, la vreo 50 de ani puțin cărunt, mutră de petrecăreț, trufaș cât se poate, tare ca un taur și bine înfipt pe picioare. Haide, haide! Făcu el ursuz la țăranii care se rugau de el. Totdeauna sunteți gata să vă plângeți de sărăcie. Dar nu numai pentru voi a fost an prost. A doua zi, vreo treizeci de țărani înarmați cu puștile lor, înconjurară păduricea vecină cu conacul. Oamenii ăștia fusese aleși chiar de boier. Și cu toate astea, fără să se știe cum, după ce din primele ore au fost doborâți câțiva lupi, o împușcătură nenorocită strivi umărul șefului județului. l fi luat careva drept lup, făceau cojanii. Dar ce vânător ochise lupul ăsta! s-a cercetat. Nevinovați au fost chingiuiți de pomană. Când a fost vorba să-i trimită în judecată, s-a ivit Eu am tras. Barem de-ar crăpa, zicea Costache. Ar fi un ciulin mai puțin pe bărăganul nostru. N-a crăpat și bărăganul și vlașca au continuat să aibă parte de ciulinul lor cel mare. În schimb, trei sate l-a pierdut pe tănase. A fost legat, dus în fața boierului, care era pe vindecate, și ăsta s-a mulțumit să spună. Omorâți-l! L-au omorât în curtea conacului, l-au călcat în picioare pe piept până și-a dat duhul sub ochii jandarmului. Câteva zile după această nelegiuire rămasă nepedepsită, a venit la noi domnul Cristea, învățătorul comunei, un om numai bunătate, foarte cinstit, muncitor neobosit își petrecuse vacanța de vară la București, la o rudă, și ne povesti ce văzuse în capitală. București e un mare bălci de lux. Boierii noștri storc sângele poporului ca să sărbătorească 40 de ani de belșug și de glorioasă domnie a lui Carol I de Hohenzollern. 1866-1906 Cuvintele belșu, prosperitate, glorie erau pe toate zidurile. S-au văruit toate fațadele, s-au pus steaguri. La Filaret, care era un mai împuțit, s-a ridicat un oraș strălucitor. E faimoasa lor expoziție, toată numai clădiri albe răsărite ca din basme. Sunt expuse acolo de toate, mai ales case țărănești un sat românesc, cum noi habar n-avem. Familii de cojani grăsuliși și îmbrăcați în costume naționale, care arată parcă ar fi toți numai primari. Niște vite nemai pomeni de frumoase care nu seamănă deloc cu cele pe care ni le mănâncă nouă câinii. Milioane aruncate pe fereastră. Și în timpul ăsta, țara-i pedric. Pierim văzând cu ochii, ne omoară. Ieri l-a omorât pe tănase din ordin. Zilele trecute l-am văzut cum îl duceau la spital într-o căruță, pe nenorocitul care a îndrăznit să împartă țăranilor Constituția. Broșură subversivă, zicea jandarmul asasin. Încotro mergem! Ce o să se aleagă de noi? Prima săptămână din acel neuitat martie 1907, anul de după expoziție, cum mi se mai zice încă și astăzi. De pe la jumătatea lui februarie, o căldură egală și din ce în ce mai bine cuprinse pământul, topiză pezile, dădu din nou glas pârâielor, piuit păsărilor, muguri arborilor și pământului fața lui frumoasă și neagră. Vitelor nu le putu aduce decât o dezmorțială, iar oamenilor nimic. Nimic decât doar propria ei binefacere și un spor de deznădejde pentru că binefacerile cerului, căzând pe pământul gol, pe arborii goi, pe apa gârlelor și a satelor înfometate la ieșirea din iarnă, n-aveau cum umple pântecele gol al oamenilor, nici al vitelor cele mai rămăseseră. Vedeai țăranii împleticindu-se, cu gesturi nesocotite, cu vorba stinsă, cu ochii scormonitori, ducându-se pâlcuri-pâlcuri la câmp. Priveau la pământul frumos și negru îndelung, îndelung, ca niște halucinați și se întorceau beți de neputință. Nu mai aveau vite de muncă, nu mai aveau puteri, nu mai aveau sămânță și chiar și pământul ăsta nu era al lor. Starea lor de spirit nu era nici descurajare, nici revoltă, ci un fel de nebunie care îi îmbăta. Am văzut oameni vorbind singuri, dând din picioare ca niște copii, scărpinându-se în cap, încrucișându-și brațele, frecându-și mâinile să și le rupă. Deodată, o veste pică în sat ca un trăsnet, ca scăpărarea unei explozii. În Moldova, țăranii deduseră foc conacului unui mare arendaș șovrei. Fischer. Domnul Cristian a citit știrea asta într-un jurnal. Și jurnalul încheia. Asta îi va învăța minte pe Jidan să mai exploateze pe țărani până la sânge. Jos Jidanii! Jos Jidanii! Cojanii care ascultau se uitară unii la alții. Care Jidani? La noi în județ nu-i niciunul. Și chiar și în alte părți n-au drept să fie proprietari rali. Și apoi, vinova sunt proprietarii, nu arendașii. La vorbele astea, toate fețele se întoarsere către conac. Costache zise. O să fie lată. A început bărăganul să dea foc ciulinilor. Eram în fața cârciumii lui Stoian. Săteniți drențuroși, jigăriți, cocârjați, veneau agitați unul după altul și întrebau, bâlbâindu-se. Am băgat atunci de seamă că vestea asta nu era singurul eveniment al zilei și că, odată cu ea, ne picase pe cap și un al doilea jandarm. Natural, erau de față cei doi stâlpi ai oprimării, bine nutriți, bine îmbrăcați, bine înarmați, scumpi la vorbă, severi mai ales ca urechile stăpânilor lor. Și numai decât cel vechi făcu către Costache, ai face mai bine să-ți limba în gură, prietene! Apoi, către învățător: Iar dumneata, domnule Cristea, pe viitor să-ți citești jurnalele acasă! După aceea, țăranilor: Ce căutați aici? Întoarceți-vă acasă! Adunările sunt interzise! De ce? întrebă unul: S-a decretat starea de asediu? Jandarmul se repezi la îndrăzneț. Aha, ai învățat Constituția? Ia poftim încoa, să te învăț eu un articol pe care încă nu-l cunoști! Cu zarvă mare mulțimea l-a însoțit pe arestat până la primărie, unde, într-adevăr, țăranul a stat toată noaptea învățând articolul cu pricină. Dar articolul acesta a pledat cu limbă de foc în marele proces chiar atunci început. A doua zi dis de dimineață am fost trezit de urletele țăranului bătut care, cum i s-a dat drumul, a început să alerge prin tot satul strigând. Săriți, oameni buni! Săriți, m-au omorât!" Toată lumea s-a adunat în piața din fața Cârciumii, unde omul se prăbușise cu capul învinețit de nerecunoscut. A sărit Tudorița să-l îngrijească. Cârciumarul i-a dat o cinzeacă bună de rachiu. Oamenii căutau din ochi pe jandarmi le-a trebuit un ceas ca să vină. În timpul ăsta, cel bătut își veni puțin în fire și povesti noaptea îngrozitoare pe care o petrecuse la jandarmerie. Țăranii ascultau albi la față. Femeile plângeau. Și iată și pe jandarmi că se apropie, legănându-se și rânjind, cu puștile în bandulieră cu revolverul la șold. Ucigașilor! Călăilor! Tăcere de moarte! cei huiduiți opriți în mijlocul drumului încercară să descopere al cui era glasul de femeie care rostise cuvintele. N-au izbutit. Care-i pacea reaua care insultă în felul ăsta autoritatea?" Făcu jandarmul cel vechi. Se făcu în și o femeie se înfipse în fața lor. Eu era stana, cu mâinile în șold, roșie ca focul, cu o privire de nebună gâfâind. Avea un pântece cât toate zilele, țuiat care îi ridica fusta în față. Tu ești putoare!" făcu îndreptându-se spre ea furios jandarmul. Da, da, eu, ucigașilor, căleilor, eu vă spun asta, eu, curva stăpânului vostru!" Și cu un... Ah, piu!" un scuipat mare pornit din gura ei, drept în ochii jandarmului. În aceeași clipă cu un Păi ei!" Iată-l pe țăranul bătut că sare în spinarea jandarmului nou venit și îl doboară la pământ, ceea ce-l făcu pe celălalt jandarm să se răsucească în loc cu mâna pe revolver. Dar nu s-a mai putut alege nimic, pentru că s-a făcut o învălmășeală surdă din care au răsunat șase împușcături, și cei doi jandarmi rămaseră într-un lac de sânge în piața care se goli cât ai clipi din ochi. Timp de câteva minute nu se mai zăriră decât copii încremeniți de spaimă, cu gura căscată, cu privirea năucă, apoi începură să vină din nou cu apărând de peste tot în același timp, fiecare cu pușca lui de vânătoare sau, dacă n-avea, cu un topor, o coasă, o furcă. Strigau, La conac! La primărie!" năvăliră grămadă spre primărie, care se afla în drumul conacului. Costache și Tudorița apucaseră fiecare din cui câte o pușcă, din cele patru câte se găseau în casă. Rămâneți acasă pentru numele lui Dumnezeu! Nu vă amestecați în nebunia asta!" le strigară ceilalți. Dar erau departe. Ne-am luat după ei, știrbu, Ilie, Roșcovanu și cu mine. Soarele ardea ca în aprilie, Pământul scotea aburi. Am ajuns din urmă mulțimea în fața primăriei, unde urla, Primarul! Primarul!" A ieșit el primarul, dar pe poarta grădinii călare și jumate gol. Ca o săgeată fugea în partea opusă conacului. Câțiva țărani aburi, i-o luaseră înainte tot călări. Ceea ce văzând, doi dintre răzvrătiți traseră asupra fugarilor cu carabinele jandarmilor morți, fără să-i nimerească, după care răsculații pustii, primăria și porni rângoană spre conac. În dreptul bisericii, iată-l pe popă cu crucea în mână, vrând să le taie drumul, ridicând brațele și strigând cu ochii ieșindu-i din cap. Opriți-vă, blestemaților! Opriți-vă numele Domnului! Iadul o să vă înghită pe lumea cealaltă! Du-te dracului cu iadul tău cu tot și cu lumea cealaltă! îl răsurnară la pământ. La marginea drumului, o femeie ridicând brațele striga, Doamne, Dumnezeule, ajută-ne, Doamne, ce blestemăție!" Conacul era împrejmuit cu un zid, poarta ferecată. Boierul se știa că i plecat de multă vreme cu familia. În curte nimic nu mișca. Doar câinii, mulți, mari cât lupii, alergau pe din lăuntru lătrând furioși. Mulțimea se grămădind fața porții, urlând. Pământ! Sămânță! Vite!" Apăru în balcon administratorul. Calm, dar palid și cu vocea tremurând în mijlocul unei tăceri generale spuse. Eu nu pot face decât ce fac în fiecare primăvară." Strigătea surzitoare îi tăiară vorba. Nu, nu, ne-am săturat! Noi vrem pământ!" Omul boierului întinse mâna și se făcu liniște. Cum vreți voi să împart eu pământul care nu-i al meu? Numai boierul poate să o facă. Nu mai vorbiți ca niște copii, ce dracu! Am priceput atunci că el habar n-avea despre cele petrecute în sat, dar chiar în acel moment am văzut cu toții spre mirarea noastră coloane lungi de fum ridicându-se deasupra primăriei și a casei primarului din vecinătate. Doamne Dumnezeule, ați dat foc primăriei! Răgni administratorul, apucându-se cu mâinile de cap. Pământ! Dați-ne pământul înapoi! I se răspunse. Lăsați-mă să mă duc în comuna vecină să telegrafiez boierului și să-i cer voie să vă împart pământurile. Are dreptate! strigă un țăran. Pământul nu e al lui, să se ducă atunci să-i ceară voie boierului să facă împărțiala. Așa-i, așa-i! Făcură răsculații. Să se ducă repede! Administratorul încălecă imediat pe un cal și ieși, făcându-și drum prin mulțimea care îi împiedica trecerea. Poarta mare, grea de lemne se închise în urma lui, în nasul mulțimii. Și, îndată, costache se bătu peste frunte mari proști mai suntem!" strigă el. Ticălosul ne-a păcălit! O să telegrafieze, da, la Giurgiu, să cheme armata!" Auzind asta, țăranii se cutremurară de mânie. Toate privirile se îndreptară spre călărețul care galopa în depărtare. De altfel, adăugă Costache, primarii și cu metrii lui i au luat-o înainte. Astăzi seară o să ne pomenim cu soldații aici. Atunci să luăm ce avem la îndemână! strigă unul. Mălai, grâu, făină, nu treți! Da, da, măcar astea să le luăm! strigară cojanii. Fu semnalul de asalt al conacului. Nu s-au încurcat în treabă. Erau prin mulțime câteva femei cu sticle cu gaz la ele. Au stropit poarta pe care au cuprins-o flăcările. În așteptarea mută care urmă, se auziră strigăte dinspre conac. Se produse o mișcare. Apoi, opt argați în cu puștea părură în ceardac, deasupra capetelor noastre. Două salve răpăiră și de două ori ploaia de alice de lup semănă moartea și disperarea printre ai noștri. Ilie Roșcova nu muri lângă mine. Costache și Tudorița scăpară cu câteva zgârieturi la degete. Ionel și cu mine rămaserăm neatinși în mulțime se numărară cinci morți și mulți răniți. Atunci furia a trecut orice margini. Năvăliră în conac și fiecare făcut după capul lui, dar mai întâi le făcură felul argaților care trăseseră. Toți opt au fost măcelăriți. Ca să dea de ei, au spart toate ușile închise, au scotocit din pivniță și până în pod. Doi dintre ei, care scăpaseră pe câmp, au fost ajuns din urmă și găuriți cu furcile dar în lupta asta disperată, alți trei dintre ai noștri își pierdură viața. Ceilalți servitori n-au pățit nimic. Au fost lăsați să fugă în lume, urmați curând după aceea de nevasta și de cele două fete ale administratorului. Ele plecară cu trăsura, plângând ca și țărâncile care își boceau morții. Conacul fu apoi prădat și devastat. În timp ce în curte se încărcau merinde, în odei se distrugea sistematic. Mai mulți oameni sparseră biroul boierului cu topoarele, printre ei și Costache. Tudorița și câteva femei făcură același lucru în odăile cu coanei boieroaice. Eram tocmai de față când s-au năpusit asupra salonului. Aici mirare mare. Stana, singură îngrozitoare, izbea cu toporul, cu amândouă mâinile într-un pian care nu mai era decât o grămadă de fierărie și lemn. Am înconjurat-o, Înspăimântați oarecum de îndârjirea ei. Tudorița îi spuse: Altădată aș fi vrut să te văd moartă. Acum vreau să te sărut. Vreau să o sărute, dar cealaltă, fără să o audă, izbea într-una fără rost. După fiecare. Hm! Buzele ei bolboroseau ceva, fără înțeles, și părul îi acoperea fața. Era lac de sudoare. Înfricoșat, m-am dus să văd ce se întâmplă prin celelalte părți ale clădirii. Am dat peste un grup de băieți și fetițe care, cu știrbu în cap, jefuiau o odaie mare plină cu jucării. Toate jucăriile pământului. Își umpleau brațele cu ursuleți, căluți, păpuși cu mobila lor, locomotive cu șine și vagoane, cutii cu soldați de plumb, trăsurele, bărci cu pânze și o mulțime de alte lucruri. În timp ce vorbeam cu ei, trecu stana ca o vijelie, adevărată scorpie cu părul vâlvoi, bălăbănindu-și pântecele mare. Cineva strigă. Păzea că e nebună! Am fugit în ciardac, de unde văzur în frumoasele vite de jug ale boierului, luând drumul satului. Vreo zece care trase de boi albi ca laptele, cu coarne mari. Încărcaseră de toate, saci plin cu mălai, făină, grăunțe, nutreți, fân și văz carne de porc sărată, șunci, cârnați, păsări, o căruță întreagă numai cu sticle de vin și un butoi cu rachiu, până și lemne de foc luaseră. Așezate pe marginea carului din cap și lovindu-se una de alta, femeile își plângeau bărbații morți. Stăteam și priveam la plecarea asta, când o bubuitură zgudui tot conacul, spărgând geamurile. Un nor gros, negru ca smoala, umplu curtea, apoi flăcările cupriseră a careturile, unde se afla și depozitul de benzină. Am fugit cât ne-au ținut picioarele, uitând și de jucării și de tot. Străbătând curtea, o zări pe Tudorița care, rezemată cu spatele de zid, orbită, năucită, striga fără încetare țăranilor cuprinși de panică. Dați drumul cailor și vacilor! Deschideți cotețele!" Era cam pe la amiază când ajunse rămân sat, unde harababura, bocetele și strigătele, forfota îți dădea o idee despre ce trebuie să fi fost nebunia sătenilor noștri pe vremea bejeniilor din pricina turcilor. La priveliștea conacului în flăcări, o vâlvătaie uriașă de ți se făcea părul măciucă, țărâncile alergau dându-și cu pumnii în cap. Or să ne omoare, or să ne măcelărească pe toți ca pe câini! La fel gândea și domnul Cristea. Da, da, să ne măcelărească. Mai ales că acum nu mai e vorba de conacele Gidanilor, ci de zece județe în răzmeriță. Cum la o sută de conace care ard numai unui jidănesc, armata s-a pus în mișcare. astea sunt veștile de azi, dragii mei, și le dau de gândit. Boierii vor fi fără milă. Și au fost. Un asfințit gălbui luminos se lasă încet peste conacul în ruine, încă fumegând și negru ca răzbunarea care plutea în aer. Se vedeau umbrele negre ale vitelor scăpate de pârjol rătăcind pe creasta colinei. În sat se puseră pe mâncare și băutură și vorbărie în mijlocul pieței, lângă boii de jugați și carele încă nedescărcate. Popa și chiaburii cu familiile fugiseră, luând în căruțe ce se nimerise nu mirosea bine. Dar, cu ajutorul merindelor gustoase, plânsetele încetară și se vorbi mai mult de împărțeala pământurilor. În întunericul care făcea glasurile să răsune, auzii pe un cojan strigând. Pământul lui bunicul meu se întindea acolo, spre Giurgiu." Aha, ai pus ochii pe pământul al mai bun." Din când în când se auzea un boce din depărtare. O nevastă sau mamă își vegea mortul. Aoleo, Gheorghe, Gheorghe, cu mi te-a omorât! Cineva spuse. Stana nu s-a mai arătat. Ai, cu siguranță că ea a pus focul la benzină, săraca. Deodată o fulgerare ceșni în noapte, o bubuitură de tună răsună de pe colină și un obuz căzu peste care. Astfel începu bombardarea comunei trei sate, dovedindu-le țăranilor că nu oricui îi e îngăduit pe lumea asta să se sature. Când, după nesfârșite greutăți, căruța noastră izbuti în cele din urmă să iasă în șosea, la orizont se iveau zorile și corbii. Costache începu atunci să mâne ca un nebun, bătând caii fără încetare. Această fugă din sat, în toiul nopții sub bombardament, am numit-o totdeauna fuga din iad. O clipă am crezut că nu o să mai reușim. Cădeau obuze peste tot. Bordeele în flăcări împrășteau în toate vânturile paiele aprinse ale acoperișurilor. Nu se mai uita nimeni la cadavrele pe care le loveai la fiecare pas, dar se agățau de noi cei vii care ne împiedicau să fugim. Tudorița și nevasta lui Costache, cu pătruț în brațe, fură uciși toți trei de același obuz. Ceilalți ai casei dispărură cu cei care fugeau prin grădin peste câmp. Rămas cu Ionel și cu mine, costache puse cai la căruță după ce mai întâi vârâse într-un sac ceva de aleguri și puținii bani care mai rămăseseră. Să încercăm mai băieți. Făcu el trist. Dacă îi zbutim, ne ducem la hagieni, dar o să fie greu pentru că acum a ciulinii după noi. Și încă aprinși, cu atât mai rău. Cu mâna noastră ne-am făcut-o. Pe drumuri înțesate de patrule, am ajuns către seară la Radovanu, morți de oboseală și de frică. Pe ei cerea liniște sau apucaseră să-i liniștească. În orice caz, am fost bucuroși că am putut trage de-a dreptul la un han, să ducem cai la grajd și să stăm închiși o săptămână întreagă fără să deschidem gura. Dar dacă n-aveam poftă de vorbă, nu înseamnă că nu auzeam. Și de dimineață până seara, nu se vorbea decât de grozăvi. De la un cap al țării la altul, nu se auzeau decât împușcături fără judecată la un simplu denunț. Nu mai era vorba acum de mizerie, de foamete, de asuprire, ci numai de jidani și de istigatori. Ei ridicase rățara. Ca să nu-i facă pe soldați să tragă în propriilor lor părinți, îi trimiteau departe de locul lor de baștină, unde trăgeau în părinții camarazilor lor crimi și aiurea. Cei care refuzau să tragă asupra oricui erau împușcați și ei sau aruncați în ocnă. În pușcării nu mai era loc. Și arestații treceau în fiecare zi. A doua zi după sosirea noastră veni la Han un jandarm care escorta un tânăr. Părea să fie student. Nu se mai putea ține pe picioare. În așa hal îl bătuseră. Săranii se grăbiră să-i dea ceva de băut, pentru că murea de sete. Jandarmul zise. Nu vă fie milă. Ăsta e un istigator periculos. E un jidan. Și așa bătut cum era, tânărul se ridică. Da, sunt jidan, strigă el. Dar instigator, nu. Robia voastră, săteni, ia-i instigatorul. Aduceți-vă aminte de cuvintele profetice ale marelui coșbuc, care nici dan nu e, și nici instigator, în poezia lui: Noi vrem pământ! Să nu dea Dumnezeu cel sfânt, să vrem noi sânge, nu pământ, când nu vom mai putea răbda, când foamea ne va răscula, Hristos să fiți, nu veți scăpa nici în mormânt! Tot trăind ceasuri atât de tragice la o vârstă la care alți copii încă se joacă, inima mea nu mai rezista. Mai ales, nu mai puteam să aud vorbindu-se de împușcături, de execuții, de torturi. Îndată mă apucau niște dureri de cap îngrozitoare. Și așa, în dimineața plecării noastre din Radovanu, cum mă feream de țăranii care tot repetau aceleași grozăvi, prinsei totuși ultimele cuvinte ale unei povești istorisite de un om și care mi îngheță sângele în vine. Și bietul marin nu era deloc de vină. Fusese pescar la lăteni și muncea pe aici, pe colo, tot cântând din fluier. L-au arestat pentru că tot cânta peste tot năzbâtia în care e vorba de o mamă cât nuca pe care o fereai cu măciuca să nu ia cu în gheară. Va să zic că era un istigator. Și l-au împușcat. Cred că e vorba de taicătul. Făcu Ionel. Credeam și eu, dar n-am mai simțit nimic decât că mi se golea pieptul încet, încet. Și împleticindu-mă, m-am dus de mama zvârlit în fundul căruței ca o pisică lovită în cap. De-abia mai târziu, când prietenul meu biciuia caii și făcea căruța să zboare peste câmpia însorită, mă agățai de el și îl întrebai. Încotro merge, Ionele. În lume, Matache, cu ciulinii după noi. Ați ascultat o lucrare realizată de Cartea Sonoră.ro În clipa în care se duse să-i sărute pe cei trei morți întinși și tindă, lua foc și casa. Iată-vă mormântul, zise el către morți. Apoi, tot restul nopții, n-am făcut decât să orbecăim pe drumurile cele mai îngrozitoare și să luptăm cu fugarii care se agățau ciorchine de căruță. După vreun kilometru de mers pe drum bun, caii se opriră de la sine, istoviți, nu mai spumă. Se făcuse ziua. O colină mare ne ascundea trei sate și iadul de acolo. Bombardamentul încetase. Costache lăsă hățurile din mână, bușumă caii cu un șomoioc de paie și se prăbuși în fundul căruței cu fața în fân. Jur împrejurul nostru se întindea o câmpie nesfârșită, arată de curând. Prepelițele săreau de pe o brazdă pe alta, săltându-și coada, în timp ce din albastrul cerului o ciocârlie ne trimitea trilurile ei. Știrbu și cu mine priveam fără să cutezăm să scoatem o vorbă. Nu mai eram stăpâniți de groază, ci de o mare nevoie de a dormi. Niciodată n-am fi crezut că mizeria cojanilor și cruzimea boierilor ar putea dezlănțui asemenea grozăvii. Ne săturasem de câte văzusem. Aveam încă în nas mirosul de sânge și de praf de pușcă. Ne în cap toate țipetele de disperare pe care ți le-ai fi putut închipui. Povestea asta a ciulinilor. Credeam acum că se sfârșise. Da, de unde? Un zgomot de galop ne scoase din toropeală. Costache, în picioare, în căruță, cu hățurile în mână, întinse o clipă urechea să prindă de unde venea. Călăreții," murmură el, sunt în dosul colinei." Și, biciuind caii, roi hi, roibitatei, uite ciulinii că se țin scai de noi!" Au fost ultimele cuvinte ale bietului Costache. Trei călăreți se-i viră de după colina pe care o coborâsem. Pe noi doi nu ne vedeau, dar noi îi vedeam din căruță, unde rămăseserăm ghemuiți, îngroziți cu răsuflarea tăiată, în timp ce bietul nostru prieten, fără să-și dea seama ce țintă bună era spinarea lui, biciuia, biciuia. Numai un salt au făcut ca să ne ajungă și am văzut la vreo 50 de pași, oprind, punând carabina la ochi și trăgând. În goana surzitoare a căruței am simțit trupul lui Costache căzând în drum. Și asta a fost totul, pentru că am leșinat, în timp ce caii înnebuniți galopau, galopau. Pe semne că am rămas leșinat o bună bucată de vreme. Când mi-am revenit, mă durea capul atât de rău că gemeam. Ionel mâna la pas, în jurul nostru câmp gol, dar în depărtare se zărea un sat. Prietenul meu plângea. Știi că l au ucis pe Costache?" mă întrebă el. Știu că a căzut din căruță. A murit. M-am dus să-l văd. Și soldații? Dracu să ia, au dispărut. Atunci am oprit. Și acum încotro. N-am răspuns și am continuat drumul până la o răspântie, unde un bătrân care venea pe jos din sat ne întrebă de unde venim. I-am povestit despre măcelul de la trei sate s-a speriat și ne-a îngrozit și pe noi. Vai de capul vostru! Și la noi a fost răscoală! Nu vă duceți cor să vă aresteze! Pe toți care nu-i omoară, îi arestează! V-a bombardat? Cu tunurile nu, dar trăcu cu pușca în grămadă în nenorociții pe care îi arată chiaburică istigatori. Și cei și mai mare grozăvie e că i pune întâi să-și sape singur groapa. E sfârșitul lumii, băieți! Fac din noi ce poftesc, ca pe bărăgan!" Niciodată n-au omorât atâta lume pe bărăgan!" am zis. Noi de acolo suntem și am vrea să ne întoarcem. Vreți să mergeți pe ea, lumița? Luați-o pe drumagul ăsta, la stânga, până în șoseaua care duce dacă o apuci la dreapta, la podul de peste Argeș. Pe urmă coborâți pe lângă apă până la Radovanu să vă ajute Dumnezeu